Bun venit, mă numesc Daniel Ar, sunt managing director la firma Yonder și în același timp cofundator al Guild. Și probabil că o întrebare care se pune este cine suntem noi și de ce facem asta. În primul rând vreau să încep prin a spune că ne cerem scuze pentru schimbarea care s-a întâmplat legat de sală. Urma să fim la The Office, după aceea interesul manifestat pe Facebook ne-a forțat să ne mutăm. Nu e cea mai bună sală, din câte ne-am dori, dar e ce am găsit pe termen scurt. Pe viitor sperăm să rezolvăm problema asta într-un alt mod mai bun. Și înainte de a începe, curios în sală, dacă facem un sondaj, câți manageri avem în sală în acest moment? Mulțumesc. Câți antreprenori sunt în sală în acest moment? Mulțumesc. Și câți IT-iști sunt în sală în acest moment? Ok. E ok să te ridicați una de mai multe ori. Nu sunt întrebări exclusive. Mulțumesc. Și felicitări că ați ales să investiți în echilibru personal prin faptul că ați venit în seara asta aici. Întrebarea este, cine suntem noi ca și Guild? Suntem, în esență, o comunitate de lideri preocupați de sens, scop în viață și cum putem contribui. Probabil că ați văzut deja slide-urile și n-o să insist pe ele. Cum facem asta? Vrem să dezvoltăm comunități de lideri care să învețe împreună, pentru că noi credem că a conduce nu se învață în facultate, lucrurile se învață în comunitate. Și de aici numele de Guild, care înseamnă breaslă, pentru că învățăm lucrurile atunci când suntem alături de alți oameni cu aceleași provocări ca și noi, aceleași probleme ca și noi și cu care ne putem împărtăși viața și putem să ne ajutăm unii pe alții. Ca și viziune, știu că suntem într-o perioadă electorală și nu o să intru în politică în momentul ăsta, dar părerea mea este că avem așteptări poate prea mari de multe ori de la politicieni și că schimbarea începe de la noi. Și în măsura în care noi, ca și oameni care avem influență în jurul nostru, în diverse contexte, în măsura în care noi facem schimbări și în măsura în care noi ne asumăm aceste schimbări și un nou mod de a conduce alte valori, România se va schimba. Cu siguranță clasa politică este foarte importantă, cu siguranță că implicarea politică este foarte importantă, dar dincolo de asta, cred că ține de fiecare dintre noi să schimbăm ceva, așa încât România să arate mai bine peste 10 ani. Și ce facem noi, ca și Guild, ca și breaslă? În primul rând, astfel de evenimente, suntem la al treilea acum și vom continua cu o frecvență trimestrială. Apoi avem, să zic așa, unitul de bază, Guild Shares. Suntem în acest moment două grupuri de câte aproximativ 15 oameni care ne întâlnim la mic dejun, o dată la două săptămâni, și dezbatem. Citim o carte, dezbatem idei, și ne povestim situații concrete din viață. Sunt grupuri închise. Cine vrea să fie participant, unul ne poate recunoaște, cei care au aici un pin la guler, sunt cei care sunt acum în Guild, în sală, îi puteți întreba pe ei dacă aveți întrebări. Cei care doresc să participe sunt bineveniți, doar că încercăm să scalăm într-un mod responsabil, nu prea repede, și atunci când dăm drumul la alte grupuri, vă putem ține la curent dacă vă înscrieți în formularul de la final. Dar în esență, da, ne întâlnim, povestim, dezbatem idei, creștem împreună, și suntem în acest moment două grupuri de câte aproximativ 15 lideri, manageri, antreprenori care facem asta bisăptămânal și am început acum 2 ani de zile. Dacă vreți să vă notați următoarele evenimente, ne vom vedea tot aici, într-o altă sală, în 4 februarie, la un astfel de eveniment și dacă aveți sugestii de subiecte pentru acea întâlnire, sunteți bineveniți să le puneți. Și de asemenea, o parte noi suntem implicați și în ceea ce se numește Summitul Global de Conducere. Și o să vă spun doar două vorbe despre asta. Este un eveniment început în state cu aproximativ 20 de ani, care acum este cea mai mare conferință de leadership la nivel mondial, care adună aproape 500.000 de participanți în câteva sute de orașe în fiecare an. Atât o parte sunt live, transmise video și alții participă prin a se uita la înregistrări, plus sesiuni live care se întâmplă în fiecare oraș. Printre vorbitorii din trecut au fost Simon Sinek, Jim Collins, Bono de la U2 și mulți alții. În acest an, între vorbitori sunt Bear Grylls, dacă îl știți, de la
emisiunea de supraviețuire. De asemenea, Patrick Lencioni, autor de multe cărți pe tema lucrul în echipă și alții. Și spun acum un avertisment, doar ca să mă asigur că nu facem reclamă falsă. GLS-ul, pentru cei interesați, este o conferință începută în state acum 20 de ani, într-un megachurch. Și eu am abordat leadership-ul dintr-o perspectivă holistică, și anume cheamă atât oameni din academie, Harvard și alte școli, cât și lideri din business, cât și pastori, ca să vorbească despre ce înseamnă, care sunt provocările leadership-ului din toate punctele de vedere, teoretic, managerial, spiritual și altele. Deci cei care sunteți interesați, doar să știți că veți fi confruntați și cu informații de genul ăsta. Dar e o conferință care pe mine, cel puțin, m-a ajutat foarte mult în ultimii 10 ani, de când o facem la Cluj, și o recomand cu căldură. Și trecând de asta, dacă vreți să fiți la curent cu informații despre noi, le găsiți aici, unde ne găsiți pe Facebook, respectiv pe site, și acolo vom publica următoarele evenimente. Și acum mă opresc cu anunțurile aici. Va urma o prezentare, apoi un interviu și după aceea parte de Q&A. Veți putea pune întrebări printr-o aplicație, vedem informațiile mai încolo, dar... Pentru moment vreau să spun un cald bun venit domnului profesor Mircea Miclea, care este cu noi. Haideți să-l aplaudăm. Și de asemenea lui Don Lothrop, om de afaceri american, care este și cu noi. Pe Don am să-l prezint... când intră el, dar până atunci despre domnul profesor Miclea, ce mai mult știți, este profesor la psihologie la Cluj, specialist în psihoterapie cognitiv-comportamentală, laureat al premiului Elizabeth Pilton-Raciu pentru sănătate mentală, președinte al Asociației Române de Științe Cognitive și vicepreședinte UNESCO pentru educație și management academic. Așa că suntem foarte încântați să-l avem între noi în seara asta. Mulțumim că și-a făcut timp pentru asta și știu că mulți suntem aici să-l auzim, așa că bine ați venit și aveți cuvântul. Mulțumim! Ok, vreau să-i mulțumesc, Daniel, pentru această invitație. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru... participarea la această discuție. Intenționat mi-am ales o temă dificilă, cea legată de sensurile vieții. E o problemă extrem de complexă în legătură cu care au reflectat oamenii probabil de la începuturile omenirii. Dar din când în când trebuie să ne confruntăm cu probleme mari, să vedem dacă suntem capabili să găsim ceva în... ele și mai ales dacă putem să oferim cât de cât un răspuns sau un capăt de răspuns. Așa că mi-am dat eu singur acest challenge de a aborda problematica sensurilor vieții. Probabil că unele lucruri pe care le voi spune nu o să fie tocmai corecte sau complete, dar îmi vine minte una dintre remarcile lui McCulloch. McCulloch, pe la anii 1950, a fost unul dintre cei care au elaborat teoria neuronilor formali. A fost un logician care a încercat să îmbine logica cu psihologia, ceea ce încerc și eu într-o anumită măsură. Și el a încercat să facă o sinteză a lucrurilor, care erau în momentul acela în științele cognitive. A spus de la început că sinteza aceea probabil că va fi cu o grămadă de limite, dar... a spus un lucru foarte interesant, a spus: "Do not bite my fingers, look where I'm pointing." Nu mă mușcați de deget, uitați-vă încotro arăt. Așa că o să încerc să vedem ce pot face cu această tematică a sensului. Trei lucruri o să abordez. Primul, de ce avem nevoie de sens? Al doilea, cum construim sensul? Și al treilea lucru, ce implicații au toate astea pentru viața noastră de zi cu zi? Așa că o să le iau pe rând. De ce avem nevoie de sens? Avem nevoie de sens din mai multe motive. Nici nu putem să scăpăm fără să creăm sens. Din mai multe motive. Întâi, mintea noastră are o capacitate extraordinară de a extrage pattern-uri, de a extrage regularități din natură, din orice.
Gândiți-vă un copil care ajunge la 6 ani în proporție de 90% vorbește complet gramatical. Nimeni nu l-a învățat un lucru extrem de complex cum este gramatica limbii materne. El a auzit emisiile verbale ale celor care vorbesc și apoi creierul lui, în timpul în care el se juca cu tractorașul lui sau cu păpușa ei, a extras toate regulile de combinare ale cuvintelor. Așa că nu știe ce e la subiect, predicat sau complement direct, dar știe cu siguranță să combine corect subiectul cu predicatul și cu complementul direct. E o capacitate așadar de a extrage pattern-uri, de a extrage regularități de peste tot. Regularitățile ne ajută să prezicem ce se va întâmpla și regularitățile ne ajută să ne orientăm prin mediu. Au o valoare adaptativă extraordinară și atunci creierul are acest default de a extrage regularități. Iar când nu găsește regularități, creează regularități. Face dintr-un univers haotic un cosmos. Nu poate suporta neregularitățile, pentru că cu cât extrage mai multe regularități, cu atât are mai multe șanse de supraviețuire. Începem să extragem regularități de la lucruri extrem de banale. De exemplu, ca să extragem contururile obiectului, dumneavoastră vedeți conturul acestui obiect. Conturul acestui obiect se extrage prin următorul fapt. Există mai mulți pixeli, există o variație a luminozității pixelilor. Variațiile mici sunt minimalizate de creierul nostru, variațiile mari sunt maximizate, apoi toate punctele cu valori maximale sunt unite și așa creierul nostru extrage dintr-o mulțime de pixeli contururi, extrage o regularitate. Nu-și propune să facă lucrul ăsta conștient, o face. Prin urmare, avem o capacitate extraordinară de a extrage regularități din natură. Și atunci această capacitate, acest default al creierului nostru s-a aplicat și pe viața noastră. Și în legătură cu viața noastră încercăm să vedem, există vreo regularitate, există vreo coerență, există vreo coerență între ce fac azi și ce am făcut ieri, între ce fac azi și ce voi face mâine, există vreun pattern care le leagă pe toate, există un sens al zilei mele de azi, dar al anotimpului meu de toamnă, dar al vieții mele. Există un pattern care leagă totul, un sens al lumii, al vieții în general, nu numai a vieții mele ca persoană. Vedeți, asta face mintea. Încearcă să extragă regularități. Și atunci, când aplică această tendință ei spre viața privată, încearcă să extragă regularități și din viața privată, din ce ni se întâmplă nouă. Și asta e prima cauză pentru care nu putem scăpa de această sarcină de a crea sensuri. Al doilea lucru este că extragerea de sensuri are o funcție legitimativă. Atunci când noi investim și facem o investiție mare, de exemplu, atunci când investim timp din viața noastră, alegem o meserie, ne alegem un rol, investim timp, ani de viață, dioptrii pierdute, riduri care apar, păr care încărunțește, prieteni pe care îi pierdem, costurile sunt mari. Și atunci ne e greu să suportăm aceste costuri și atunci creierul vine și spune, îți dau un motiv ca să suporți costurile astea, ca să continui să faci investiția. Așa că avem nevoie de sens ca să ne legitimăm investițiile mari. De ce facem o trudă zilnică mulți ani? Ne trebuie sens. De ce ne sculăm noaptea și avem grijă de copilul care cine știe ce se va alege de el? Poate se va alege ceva bun, poate nu se va alege nimic. Și totuși ne sculăm în fiecare noapte, avem grijă de el. Ne trebuie sens, pentru că altfel e foarte greu de făcut munca aia. E foarte greu de a face o activitate în legătură cu care nu ai sens. Și atunci creierul, ca să ne legitimeze investițiile acestea majore, care înseamnă timp din viața noastră, viața noastră, ne creează sens și sensul ne ajută să facem aceste eforturi. Ne ajută să facem investiții mari care se plătesc în mulți, mulți ani de viață. Acesta e al doilea motiv. Al treilea motiv pentru care creăm sens este că ne aduce un fel de echilibru emoțional. Sensul ne stabilizează. Nu ne mai întrebăm în fiecare zi de ce ne trezim dimineața și facem o mulțime de sarcini, adesea banale, plictisitoare, adesea pline de stres. Nu. Avem un sens și sensul acesta spune, de asta faci lucrul ăsta. Faci lucrul acesta pentru că trebuie să duci mâncare la copiii tăi acasă. Faci lucrul acesta pentru că ai un rol de manager și trebuie să asumi rolul ăla. Ai rol de mamă și trebuie să asumi rolul ăla. De-aia faci chestiile astea.
Deci, dintr-o dată ne stabilizează. Nu trebuie în fiecare zi să trăim foarte multe emoții. Suportăm mult mai ușor încercările vieții dacă au sens. Și atunci creierul creează sens ca o modalitate de autoreglare emoțională. Ne e mai ușor să ne reglăm propriile noastre stări, creind sens din tot ceea ce este în jurul nostru. Avem așadar multe beneficii, beneficii în reglare emoțională. Și mai avem încă un avantaj când creăm sens. Ne aduce valoare. Adică tot ceea ce facem, dacă are sens, are mai mare valoare pentru noi. Orice gest pe care îl facem, gestul pe care l-ați făcut aici, ca să veniți să mă ascultați pe mine, are mai multă valoare dacă i-ați dat un sens, dacă i-ați spus, uite, face parte din programul meu de dezvoltare personală, vreau să învăț și altceva decât viața mea cotidiană. Sau, uite, face parte din concepția pe care eu am, că nu trebuie să fiu centrat numai pe specialitatea mea, trebuie să mai învăț și alte lucruri care nu sunt neapărat legate nici de profitul meu, nici de succesul meu profesional, pur și simplu vreau să cunosc și alte lucruri. Și în felul acesta dați sens acestui act. Și atunci, în ochii voștri, în capul vostru, pentru creierul vostru, are mult mai multă valoare. Ceea ce are sens, are mai multă valoare. Ceea ce n-are sens, chiar dacă e exact același lucru, are mai puțină valoare. Deci creăm sens pentru ca să ne dăm valoare faptelor noastre și experiențelor pe care noi le trăim. Altfel, ele sunt lipsite de valoare. Okay? Și ultimul lucru pentru care creăm sens este pentru că în felul acesta ne e mai ușor să ne întâlnim cu alții care au același sens, care văd același lucru și împreună putem să facem lucruri pe care niciunul dintre noi nu le poate face singur. Dacă avem același sens că trebuie să facem ceva bun în orașul acesta, că credem toți că una dintre menirile noastre este să avem grijă de oraș, atunci, dacă eu am acest sens și voi aveți acest sens, ne întâlnim undeva. Ne întâlnim undeva și facem o acțiune comună. Și acea acțiune se poate face numai pentru că împărtășim același sens. Oamenii dintr-o populație care împărtășesc același sens pot să construiască o națiune, pot să facă o țară. Oamenii care împărtășesc același sens pot să descopere teritorii, pot să creeze știință, pot să creeze artă, pot să creeze un curent literar. Poți să faci o mulțime de lucruri pentru că creindu-și un sens și apoi împărtășind acel sens cu alți oameni, poți să schimbe lumea mult mai mult decât dacă n-ar crea sens. Așadar, de ce avem nevoie de sens? Avem nevoie de sens pentru că altfel nici nu putem. Creierul nostru caută mereu regularități, caută sens. Dacă nu găsește, îl impune peste lucruri. Apoi, pentru ca să ne investim investițiile pe care noi, să ne justificăm investițiile pe care noi le facem. Bucăți din viața noastră. Apoi pentru că în felul acesta aducem mai multă valoare, pentru că ne reglăm emoțional și pentru că avem mai multe șanse de a ne întâlni cu alții care gândesc la fel ca și noi, care acordă același sens. Așa că de aceea noi nu putem să trăim fără să construim mereu sens. Și întrebarea următoare se pune, cum construim sensul? Construim sensul, m-am gândit mult la asta, care sunt mecanismele mentale care ne fac pe noi să dăm sens lucrurilor pe care facem, vieții pe care o ducem, activităților pe care le întreprindem, planurilor pe care le realizăm. M-am gândit, care e mecanismul mental? Ce se întâmplă în spate? De unde apare sensul? Apare sensul pentru că raportăm faptele noastre și experiențele noastre la ceva mai general. E o asociere între un particular și un general. Și din această asociere dintre un particular și ceva mai general, din această asociere, rezultă sensul. De exemplu, raportez tot ceea ce fac eu azi la problemele sau sarcinile pe care le am în fișa postului. Și atunci, ceea ce fac azi are sens. De ce? Că îl raportez la scopuri. Am niște scopuri. De ce fac azi ceea ce fac? Pentru că am următoarele scopuri. Și ca să realizez acele scopuri, iată de ce fac aceste lucruri. Dintr-o dată, acțiunile mele devin cu sens. Sunt niște activități prin care mi-ating niște scopuri. De ce am făcut? Am luat niște activități banale pe care eu le fac, și le-am raportat la un scop și dintr-o dată acțiunile respective au devenit niște acțiuni cu sens. Scopul le-a dat sens. Dar poți să raportezi nu la scop, poți să raportezi la un rol. La un rol pe care eu l-am. Am rolul, să zicem, de mamă.
rolul acesta de mamă dă sens tuturor lucrurilor pe care eu le fac. Faptul că am renunțat la carieră, de exemplu, sau că am pus pentru o perioadă între paranteze cariera mea, deși acolo mă așteptau o mulțime de recompense, salariu mărit, vacanțe în străinătate, hold, încep să am grijă de un copil care plânge, care cine știe ce s-a întâmplat cu el, ce va deveni el, poate un ei ca nimeni, poate o persoană genială, nu știu, dar investesc în asta. Investesc, corpul meu se schimbă, arăt mult mai rău decât înainte, arăt mult mai obosită decât înainte, am costuri de oportunitate, pierd o grămadă de oportunități, mă trezesc de nu știu câte ori pe noapte, am grijă de el când e cu temperatură, am grijă de el când e bolnav, am grijă de el când e foame, am grijă de el când n-are el grijă de el însuși. Am o grămadă de lucruri pe care le fac. Dar dacă mi-e clar rolul pe care l-am, toate astea au sens. Toate. Pentru că mi-asum. Dacă mi-am asumat rolul de mamă, asta este ceea ce trebuie să fac eu. Gata. Se încheie configurația. Nu mai trebuie să mai gândesc. Dau sens pentru că raportez toate aceste activități la un rol pe care eu mi l-am asumat. Okay? Pot să dau sens pentru că raportez ceea ce fac eu la o ideologie. Mă duc prin țară, fac colectivizarea forțată a agriculturii. Uneori oamenii se iau de mine, fac o grămadă de lucruri bune, rele. Are sens. De ce? Cred că comunismul, citesc, e visul de aur al omenirii. Că comunismul, până la urmă, va rezolva problemele sărăcimii. Cred în lucrul acesta. Raportez ce fac eu la ideologie. Pot să iau altă ideologie. Creștinismul. Fac o mulțime de lucruri. Întorc obrazul la cel care m-a lovit. Îl ajut pe cel care e nenorocit. Mă las călcat în picioare de o mulțime de oameni. Fac o grămadă de lucruri bune pentru oameni care nu merită să fac binele pentru ei. Toate astea încep să aibă sens, pentru că raportez la o ideologie. Cred că creștinismul este ceea ce mă ridică pe mine, este religia în care eu cred. Și atunci raportez faptele mele la o ideologie. Nu la un rol, nu la un scop, la o ideologie, la ceva și mai măreț. Pot să mă sacrific pe mine însumi, pot să sacrific și pe semenii mei. Pentru că am o ideologie. Cred că patria trebuie salvată. Asta e o ideologie. O ideologie că patria este deasupra noastră. Că deasupra noastră este doar patria și Dumnezeu. Și că noi suntem nimic. Patria e eternă, Dumnezeu e etern, noi nu avem valoare. Și atunci, dintr-o dată, raportez tot ce fac și totul are sens, inclusiv sacrificiul meu final. Faptul că pentru patrie sau pentru Dumnezeu, eu accept să mor. Totul are sens, pentru că raportez la o ideologie, ok? Sau pot să raportez la o tradiție. Fac anumite lucruri pentru că s-a făcut și înainte aceste lucruri. Eu am acasă niște vie pe marginea gardului. Credeți că beau numai vin de la via mea? Nici de cum. Dar 30 de ani am cultivat viță de vie cu tatăl meu, care a lucrat cu tatălui. Eu l-am cunoscut, am lucrat cu bunicul meu. Bunicul meu a lucrat cu bunicul lui. Am o tradiție. De ce fac eu acum asta? De ce mă omor eu sâmbătă să am grijă de via mea? Pentru că am o tradiție. Și atunci totul are sens. Eu fac ceea ce înaintașii mei au făcut. Și asta îmi dă mie un sens. Are sens. N-are sens din punct de vedere financiar, n-are sens din punct de vedere material, din punct de vedere al calității vinului. N-are niciun sens. Are sens dacă eu sunt parte într-o tradiție. Așadar, ce facem? Luăm ceva, faptele noastre, experiențele noastre și le raportăm la altceva, la ceva ce e mai general, la ceva ce e deasupra acestor fapte particulare. Le raportăm la scopuri, le raportăm la roluri, le raportăm la ideologii, le raportăm la tradiții și dintr-o dată niște lucruri altfel banale pe care un extraterestru, de exemplu, dacă nu l-ar face, ar vedea doar niște activități banale. N-ar înțelege. De ce facem ceea ce facem? Dintr-o dată totul capătă sens pentru noi prin acest mecanism de a raporta ceva la altceva. De aceea e foarte important la ce anume raportezi. Sensul apare în funcție de la ce anume ai raportat ceea ce ai făcut tu. Ce merită să fie referențial în raport cu ce evaluezi tu ceea ce faci. Aici începe construcția sensului în această raportare. În ultima vreme,
Criteriul principal sau referențialul principal de raportare este propria noastră persoană. Suntem noi înșine. Totul e raportat la noi. Alegem o meserie pentru că simțim că ne exprimă interesele noastre, valorile noastre. Abandonăm alte meserii pentru că nu ne mai exprimă. Stăm într-o căsnicie pentru că ne valorifică potențialul nostru. Nu mai stăm dacă nu ne valorifică potențialul. Lucrăm cu îndârjire într-un proiect pentru că proiectul ăsta este o modalitate de a exprima competențele noastre. Când e un proiect banal, plecăm din proiectul respectiv, chiar dacă suntem plătiți. Pentru că simțim că noi nu mai suntem acolo. Am început să raportăm extrem de mult ce are sens și ce nu are sens la propria noastră persoană individuală. Nu la tradiție, nu la zei, nu la roluri, la noi. La cei cu noi, ce simțim noi că e bine, la eul nostru, la identitatea noastră profundă. Și de aici au început o mulțime de lucruri. Nevoia aceasta de a ne tot cunoaște și cunoaște și cunoaște, de a ne autoevalua, de a vedea ce e cu noi, nevoia de dezvoltare personală. Pentru că tot mai mult sensurile sunt raportate și sunt construite prin relație cu noi, nu cu tradiția, nu cu ideologiile, cu noi înșine. Altfel spus, eul nostru sau identitatea noastră proprie a devenit un fel de arbitru. În baza lui spunem ce e bun și ce e rău. E bun ceea ce mi-ajută să-mi valorific potențialul. E rău ceea ce îmi inhibă mie potențialul. Binele și răul e arbitrat de identitatea mea personală. Și asta e o implicație majoră. Pentru că n-a fost tot timpul așa. Doar în ultimele secole, mai ales în ultimele două secole, a început să fie raportarea aceasta la identitatea proprie a tot, a lumii întregi. Ca să vă... Am avut curiozitatea să mă uit pe chestia asta. Am citit în Oxford English Dictionary, în 1680, știți cum era definit eul propriu, self-ul, sinele nostru, știți cum era definit? Spunea, sinele este marele anticrist din lume. Adică tu ca individ, zero. Nu numai că ești zero, ești anticristul. Adică cum adică să te descoperi? Adică, cum adică tu ai valoare? Cum adică? Valoarea e dată de tradiție? Valoarea e dată că ești bun creștin? Valoarea este că respecti tradițiile familiei tale sau ale clasei tale sociale? Valoarea e dată de rolurile pe care tu trebuie să le execuți? N-ai voie să le gândești? De scopurile pe care alții se stabilesc? Nu de tine. Așa era în așadar 1680, marele anticrist din lume. Două secole mai târziu, la sfârșitul secolului 19, în 1870, același dicționar, Oxford English Dictionary, spune sinele sau self-ul, eul, se referă la respectul de sine și beneficiile sale, care țin, atenție, de cea mai nobilă caracteristică a ființei umane. Două secole și s-a schimbat tot. Dintr-un self, dintr-o identitate personală care nu avea valoare, care era anticristul, a devenit centrul la care noi raportăm tot. De ce s-a întâmplat acest lucru? De ce am devenit noi centrul lumii? Noi ca identități personale? De ce am devenit noi homo deus, ca să-l citesc pe Hariri? De ce? S-au întâmplat mai multe lucruri care au făcut această schimbare. Nu noi ne-am afirmat. S-au întâmplat lucruri în lume. Unu, s-au prăbușit marile ideologii. A început religia, mai ales, să piardă teren. A început să piardă teren pentru că știința a început să o atace pe diverse segmente și a pierdut religia ca orice mare ideologie. A încercat să găsească explicații pentru orice se întâmplă în lume. Și atunci știința a început un război de gherilă. Nu a negat neapărat știința întregime. A spus doar, pe bucata anumită, de ce cad corpurile? Aici noi, oamenii de știință, avem dreptate. Cad datorită gravitației, zice Newton, și vă spun eu și pe baza cărei legi. Nu pentru că vrea Dumnezeu. De ce apare trăsnetul? Vine Frank Prisun, vă spun eu de ce apare trăsnetul și ce se întâmplă cu el. Au atacat pe nișe și pe nișe, în războiul ăsta de gherilă între știință și religie, știința pe nișe a început să piardă, pentru că a avut această tentativă de a explica totul în toate domeniile. Și atunci, pe bucăți mici, a început să piardă. A început să piardă și a început să piardă și pentru că comunitățile care susțineau religia au început să lupte între ele.
Adică, ce religie susții? Catolică? Ortodoxă? Reformată? Care dintre religiile reformate le susții? Și atunci, dintr-o dată, comunitățile care au susținut această religie nu au mai fost unitare, nu au mai fost omogene. Și atunci, sigur că și ideologia s-a fărâmițat, a început să slăbească, n-a mai avut forța ca atunci când toată comunitatea gândea la fel, susținea aceleași idei, nu? A început să fărâmițeze comunitatea care susține ideologia. Ideologiile se prăbușesc nu numai pentru că o părți din ele încep să nu mai fie adevărate, se dovedește că nu sunt adevărate, ci pentru că, mai ales pentru că, comunitățile care le susțin încep să se fărâmițeze. Și dacă nu mai ai o comunitate care te susține, încep să regresezi. O ideologie este ca o limbă. Când moare populația care o susține, limba moare. Indiferent cât de perfectă este ea, limba latină, cea clasică, cea în care scria Seneca, s-a prăbușit. Pentru că au murit cei care susțineau acea limbă, care era o limbă rafinată a intelectualității, a elitei, care s-a prăbușit odată cu Imperiul Roman și a dispărut limba latină. O limbă perfectă. O limbă despre care Paul Varevis spunea că este singura care e carteziană, că este de o logică impecabilă. Nu contează. La fel, limba greacă veche s-a prăbușit. A supraviețuit ce? Coine. O limbă vorbită la periferie. Când se prăbușesc populațiile care susțin o limbă, se prăbușește limba respectivă. Dacă populațiile mor, moare și limba respectivă. Indiferent cât de bună e. Așa s-a întâmplat și cu marile ideologii, mai ales cu creștinismul, a început să se prăbușească, pe de o parte datorită acestui război de gherilă științei care a câștigat clar teren pe diverse segmente, dar în același timp pentru că comunitățile, comunitatea care susține această lege, a început să fie fărămițată și atunci, sigur, și ideologia și religia care era susținută a început să fie tot mai slabă. Lucrul s-a întâmplat și atunci să raportezi ceva la religie începea să devină problematic. Care religie? A lui Calvin, când eu iau împrumut și când eu fac afaceri, dacă sunt calvinist, totul justificat. Dacă sunt catolic, nu e sigur că e justificat. Nu e bine să dai cu camătă. Vine calvinistul, ba da, cum să nu? Profitul este semnul că Dumnezeu te iubește. E altceva. Deci, care religie? Care parte a creștinismului? Nu? Și atunci a început o criză de legitimare. Nu mai raportăm ce facem, sau tot mai puțin raportăm ce facem, la o religie, pentru că ea nu mai e unitară. S-a mai întâmplat al doilea lucru. A apărut industrializarea. Și industrializarea a dus la creșterea competiției între oameni. Comunitățile agrare sunt comunități în care cooperarea este mult mai puternică decât competiția. Dacă eu vreau să am grâul meu, atunci trebuie să colaborez cu tine, că atunci dacă te ajut pe tine, atunci irigația trece și pe la mine și pe la tine și amândoi câștigăm. Nu există servicii sociale stabilite de stat în societățile agrare, așa că dacă ție ți se distruge casa, eu te ajut să o repari, pentru că și tu, dacă mi se distruge casa, mă ajuți să mi-o repar și așa că cooperăm. Pentru că altfel nimeni n-are grijă de noi. Dar când a apărut perioada industrială, când a apărut industria, succesul meu n-are nicio legătură cu succesul tău. Eu lucrez la meseria mea, fac mult mai multe piese decât tine, eu câștig mai mult decât tine. Câștigul meu nu mai are legătură cu tine. Industria mea poate merge înainte, industria ta poate merge în jos. S-a accentuat foarte mult competiția și competiția a dus la individualism. A început tot mai mult să se gândească oamenii la ei înșiși, nu la tradiție. Și tradiția s-a prăbușit, pentru că tradiția are nevoie de timp. Tradiția, ca să se constituie, are nevoie de timp. Ori dacă lucrurile se mișcă tot mai repede, n-are timp tradiția să devină tradiție. Ca să ai o tradiție, trebuie ca o perioadă de timp lucrurile să stea la fel. Și atunci se acumulează aceleași pattern-uri și ele se transformă în ceea ce noi numim tradiție. Dar dacă timpurile schimbă repede, nu se formează tradiție. Nu există tradiție în timpuri foarte mișcătoare, în timpuri foarte volatile. Nu merită să ai tradiție când lucrurile se schimbă de pe o zi pe alta. Tradiția te trage înapoi și atunci nu-ți mai bați capul cu construcția tradiției. Așadar, s-a prăbușit tradiția, s-a prăbușit religia, s-a dezvoltat individualismul datorită industrializării și mai mult s-a dezvoltat tot mai mult marketingul, consumerismul.
societatea a devenit o societate care merge înainte dacă se consumă mult. Păi dacă vrei să dezvolți economia, trebuie să dezvolți consumul, pentru că datorită consumului merge economia înainte. Dar dacă vrei să dezvolți consumul, trebuie să descoperi tot felul de nevoi ale fiecărui individ. Adică eu te întreb câte nevoi ai și tu spui 3, iar eu care vreau să vin spun, crezi tu că ai 3? Ai 26. Uite, nici nu știai. Ai nevoie asta, asta, asta și pentru fiecare dintre ele eu îți ofer produsul, serviciu de care aveai nevoie. Nu știai, ți-l ofer eu. Și atunci acest consumerism, această nevoie de a împinge economia înainte prin creșterea consumului a produs o exacerbare a identității personale. Brusc ne-am descoperit că suntem mult mai plini de nevoi decât credeam că suntem. Mult mai plini de lucruri care trebuie satisfăcute, mult mai multe dimensiuni avem care trebuie cumva satisfăcute de diverse activități industriale și mai departe. Toate astea puse la un loc au dus la ceea ce spuneam. Identitatea personală, sinele propriu, a devenit măsura tuturor lucrurilor. Ceva are sens dacă mă ajută pe mine să-mi realizez idealurile, dorințele, să-mi ating scopurile, să-mi exprim personalitatea, să-mi ascult vocea mea proprie, nu tradiția, nu ideologia, nu rolurile, să-mi ascult vocea mea. E cel mai important lucru. Intru într-o relație, am un rol de bărbat căsătorit sau de femeie căsătorită, dar vine vocea mea interioară și spune, nu ți-afirm suficient de mult eu-ul tău propriu în această relație. Ieși din ea. Okay? Eu-ul începe să fie, să prevaleze asupra oricărui referențial. Ajungem, cum spunea Onfray într-o carte numită Decădere, ajungem la un fel de individualism consumerist. Suntem extrem de individualiști și totul devine centrat pe noi. E bine lucrul ăsta sau e rău? Greu de spus. Are costuri clar că are costuri mari. Vă spun de ce. Vă dau numai două exemple. Cât de mult ne costă această tradiție relativ recentă de două secole? Ați văzut cum s-a modificat definiția sinelui? Abia din 1870 a devenit cea mai importantă parte a demnității umane. Plătim costuri mari. Deci o tradiție relativ recentă și o luăm by default, o credem că așa trebuie să fie. Credem că așa e normal. Nu! E o paradigmă în care de o vreme trăim. Dar nu așa a fost tot timpul. Mai de mult, eu mă identificam, îmi dezvoltam identitatea mea. Eu eram ceva. Dacă eram bun creștin, deci mă raportam la o ideologie, dacă îmi făceam rolul meu de scutier, nu altceva, eu respectam o tradiție, tradiția familiei, aveam rolul de șerb pe moșia cuiva și asta făceam zi de zi. Deci identitatea mea era dată de altceva, de deasupra mea, de națiune, de religie, de altceva deasupra mea, nu de mine. Acum, de două secole, totul e dat de mine. Plătim costuri mari. Plătim costuri mari pentru că avem câteva lucruri care ne costă în toată povestea asta. Prima este că sensurile au devenit extrem de relative. Vocea mea interioară s-ar putea să fie diferită de vocea ta interioară. Și eu trebuie să ascult de vocea mea interioară. Ce e pentru mine cu sens? Ce e pentru mine? Ce mă exprimă pe mine foarte bine? Pentru tine s-ar putea să fie diferit. Și s-au înmulțit brusc sensurile. Și dacă sunt multe sensuri, atunci valoarea lor scade. Cu sensurile e ca și cu banii. Când e inflație, dacă sunt mulți bani pe piață, valoarea lor scade. Pentru că sunt prea mulți bani. La fel, această centrare excesivă pe noi înșine, care am devenit centri în raport cu care, referențialul în raport cu care, ceva are sens sau nu are sens, ceva e socotit ca fiind bine sau e socotit ca fiind rău. Această centrare excesivă pe noi înșine a dus la înmulțirea foarte mare a sensurilor, pentru că fiecare dintre noi are la fel de multă legitimitate să construiască propriul lui sens al vieții. Nu sunt eu mai legitim decât fiecare dintre voi. Okay? Și atunci,
Dacă sunt multe sensuri, ele încep să-și cadă din valoare, să se relativizeze. Și atunci avem o criză de sens. Nu mai știm nimic. Nu mai știm care sunt sensuri. Al meu? Păi lângă mine mai sunt 30 de oameni. Au 30 de sensuri. Ce legitimitate are sensul meu în raport cu alte sensuri? Vedeți? E un cost mare. E o criză majoră în care noi am intrat. O criză datorită acestei centrări excesive pe noi înșine. Și mai ceva, este frica de moarte, dacă totul e centrat pe noi. Dacă noi dăm sens tot timpul în raport cu noi, munca mea este pentru că mă exprimă pe mine, relațiile mele este pentru că în ele eu mă împlinesc, ies din aceste relații dacă nu mă mai împlinesc, merg într-o călătorie pentru că asta este pasiunea mea. Dacă nu e pasiunea mea, nu mă duc în acea călătorie. Și așa mai departe, totul e la mine. Ok, dar asta înseamnă că aceste lucruri au valoare câtă vreme eu trăiesc. După ce eu nu mai trăiesc, ele nu mai au nicio valoare. Și nu mă pot împiedica să nu mă gândesc, Dumnezeule, fac lucruri care cred că au valoare, dar după ce eu mor, aceste lucruri nu vor mai avea valoare, pentru că eu le-am dat valoare prin persoana mea. Oare într-adevăr au ele valoare? Și începem să ne gândim dacă nu cumva am ratat sensul vieții, dacă nu cumva sensul pe care eu l-am construit la 30 de ani, cu care trăiesc și acum, dacă nu cumva e greșit, dacă nu cumva sensul prietenei mele e mai bun, dacă nu cumva modul de viață a vecinului meu cu sensul lui e mai bun, încep să mă îndoiesc și încep să-mi dau seama că nu mai am timp și că o să mor. Și atunci frica de moarte a crescut foarte mult. Nici nu mai vorbim despre moarte, atât de tare ne-e frică. Și uitați-vă tot ce se întâmplă în comportamentul cotidian. Încercăm mereu să alergăm ca nebunii, că poate ni se prelungește viața, să nu cumva să murim, să mai stăm 2-3 ani. Nu contează că sunt 2-3 ani de Alzheimer, să mai stăm 2-3 ani pe viața asta. Mâncăm numai 3 frunze. De ce? Pentru că poate ne prelungește viața. Ne numărăm tot timpul. Câți pași am făcut? Pentru că poate ne prelungește viața. Tot timpul. Asta e o frică teribilă. Teribilă de moarte pe care noi o trăim. Pe care înaintea oamenii nu o trăiau. Nu o trăiau pentru că se gândeau, ok, dar eu? Ce însemn eu? Eu nu fac decât să respect niște reguli. Un cod de conduită, Bushido, codul, eu sunt samurai, respect codul samurai și o să mor. Și ce dacă o să mor? Cine sunt eu? Nu sunt nimeni. Dacă nu respect tradiția din care eu fac parte, eu n-am valoare. Și atunci moartea mea nu mă sperie. Dar dacă eu sunt esența tuturor valorilor, moartea mea mă sperie cumplit. Așa că plătim costuri mari pentru această centrare excesivă pe noi. Putem să scăpăm de chestia asta? Nu prea cred. Sau cel puțin nu în viitorul apropiat. Dar o să revin asupra acestei teme. Nu prea cred pentru că are și multe beneficii această centrare pe noi. Această centrare pe noi ne-a făcut într-adevăr să fim mult mai creativi, să extragem din noi potențialități pe care alte timpuri nu le-au extras, alte timpuri care au spus nu tu ai valoare, tradiția pe care trebuie să respecti are valoare, nu au fost atât de creative. N-au produs atâta tehnologie, n-au produs atâta știință, n-au produs atâta dezvoltare a societății, a instituțiilor. Avem beneficii mari din această centrare. Și în plus, ține de orientarea noastră occidentală. Este o carte foarte interesantă a lui Nisbet, se numește The Geography of Thought. Și el spune cum s-a format această mentalitate centrată foarte mult pe noi înșine. În Grecia a început să apară, pentru că grecii sunt un popor insular, stau pe insule. Nu interesează prea mult ce se întâmplă în alte părți. Insula lor, dacă insula lor e ok, gata, totul e ok. Și atunci nu dezvoltă comunitatea, spiritul ăsta de comunitate, de colectivism pe care o dezvoltă asiaticii, spune ei, care fac alte activități, care stau mereu pe continent, a căror prosperitate se leagă foarte tare de colaborarea dintre ei. Și de aici colectivismul care există în Asia, în China, în Japonia, sacrificiul individului pentru ceva deasupra lui, că e țara, că e împăratul, că e corporația pentru care muncește până pică, nu contează. Identitatea e dată de ceva deasupra individului. Individul nu arată valoare. La noi, civilizația asta greacă, europeană, s-a construit pe altceva, pe ideea aceasta că individul are valoare. Deci are rădăcini, ne aduce beneficii, dar plătim și costuri mari.
O să scăpăm oare de această construcție a sensului prin raportare, în primul rând, la noi înșine? Nu e probabil în viitorul imediat. Ei, și în fine, ultima chestiune care vreau să discut. Ce înseamnă toate astea pentru noi? Adică, la urmă urmei, uite, producem sens, am văzut cam cum producem sens și mai ales în ultima vreme, cum producem noi sensul. Și atunci trebuie să vedem, ok, și la ce ne folosește toată treaba asta? Sunt, cred, 5 lucruri care merită în final reținute. Cel puțin atât m-a dus pe mine capul să rețin. Primul este că viața nu are sens. Adică, mai simplu spus, sensul nu este o caracteristică intrinsecă a vieții. Acest obiect are greutate. Greutatea este o caracteristică a lui. Obiectul ăsta e greu. Obiectul ăsta are volum. Astea sunt caracteristici ale lui. Ok? Viața nu are sens și nu are sensuri. Nici măcar mai multe sensuri nu are. Ea însă n-are această caracteristică. Ea e deasupra sensurilor. Viața este precondiția pentru ca să avem sens. Întâi trebuie să trăim, apoi putem să producem sens. Viața e înaintea oricărui sens. Ca să-mi bată mie inima și ca să respir, n-am nevoie de sens. Viața este înaintea sensurilor, deasupra sensurilor. Poate e un alt nume pentru Dumnezeu, nu? Așa și spune cartea. Eu sunt adevărul și viața. Poate e un alt nume pentru Dumnezeu. E deasupra oricărui sens. N-are nevoie de sensuri viața pentru ca ea să fie. Ok? Viața n-are nevoie de sens. E cel mai important lucru. După ce avem viață, putem să construim sensuri. Dar cum construim sensuri? Construim, creierul nostru construiește reprezentări despre viață. Eu îmi reprezint viața mea de azi, în mintea mea. Și eu dau sens cui? Vieții mele? Nu. Reprezentării mele despre ce am făcut azi. Eu dau sens, așadar, reprezentărilor. Sensurile sunt atribute nu ale realității, nu ale vieții, ci ale reprezentărilor mele despre realitate. Reprezentări care pot să se modifice foarte mult. Reprezentări pe care le pot deconstrui în multe feluri. Atunci când construim sens, noi parcurgem mai multe etape. Am spus care e esența construcției de sens, că eu raportăm ceva la altceva. Da, dar avem mai multe etape de construcție. Avem o etapă în care noi aderăm la un sens, de exemplu, aderăm la o ideologie. Dobândim un nou sens, devenim comuniști. Am citit un pic literatura pe tema aceasta, să văd ce se întâmplă în capul în construcția de sens pe comunism și pe căsătorie. Și oamenii sunt, da, da. Sunt, e o literatură un pic mai vastă legată de cum se construiește sensul. La un moment dat accepți un sens, nu? Accepți, dobândești un sens, brusc te convertești. Adică tu ai trăit cum ai trăit și după aceea îți dai seama că ideologia aceasta comunistă este exact ceea ce ai tu nevoie. Poate să fie altă ideologie, creștinismul, poate să fie altă religie. Dar te identifici cu o ideologie și dintr-o dată, raportând ce faci tu și mai ales ce vrei să faci la această ideologie, dintr-o dată toate lucrurile au sens. Deci dobândești sens prin raportare la ideologie. Asta e prima fază. Cum spunea Arthur Koestler, un tip care s-a convertit la comunism, spunea, după ce m-am convertit la comunism, toate întrebările au început să aibă răspunsuri. Ok? Asta este convertirea. Convertirea te face să ai răspunsuri în baza acelei ideologii la toate răspunsurile tale. Asta e partea de construcție a sensului. La fel, când îți asumi rolul de a fi femeie căsătorită, bărbat căsătorit, toate lucrurile încep să aibă sens. Ai răspunsurile. De ce trebuie să nu mă duc cu prietenii la bere astă seară? Cum, de ce? Păi sunt bărbat căsătorit.
trebuie să stau în primul rând cu familia, nu trebuie să stau cu prietenii. A, alte timpuri, illo tempore, oh da, stăteam cu ei, acum e altceva. De ce eu nu stau cu prietenele mele 4-5 ore la taifas? Pentru că mă așteaptă copilul acasă, sunt o femeie căsătorită cu copil. Deci nu stau cu prietenele. Dintr-o dată începem să avem sens. Dar asta e numai prima parte. Bun. Urmează partea a doua. Încep să apară tot felul de probleme. Încep să apară tot felul de lucruri care contrazic sensul pe care tu ți l-ai construit. Ești comunist și începi să vezi că oamenii suferă datorită comunismului. Ești căsătorită și îți dai seama că te cerți în fiecare zi sau de multe ori pe zi, că ai tot fel de diferendumuri. Dar ce face creierul? Creierul spune, nu renunți la sens atât de ușor. Stop! Și ce face? Are o atenție selectivă. Ia numai ceea ce susține sensul pe care l-ai dobândit. Ignoră restul. Tu ești comunist? Vezi toate atrocitățile și spui, alea sigur sunt rele, dar sunt deviații, nu sunt relevante. Comunismul e corect, doar că sunt și unele greșeli, însă asta nu afectează comunismul. La fel, cu căsătoria, te cerți, dar te gândești, ok, dar iubirea noastră, relația noastră, e mult mai importantă, niște certuri mărunte, las, o să treacă, așa e la început. Până la urmă o să ajungem să ne înțelegem, etc. Deci creierul își apără sensul pe care l-a produs. Asta face în faza a doua, după ce a dobândit un sens și îl apără. Nu renunță la el, pentru că are beneficii, după cum am spus. Îi dă echilibru emoțional, îi dă predictibilitate, dă valoare activităților pe care le face. Multe beneficii, după cum am spus. Și nu renunță la el, îl apără. Nu spune că îl apără, îl apără. Focalizarea, atenție, este discriminativă, face o selecție, susține numai ceea ce convine sensului, ignoră restul. Apoi apare a treia fază, în care, la un moment dat, tot repetându-se aceste lucruri care contrazic sensului, începi să dai seama că este un pattern. Adică, în certurile pe care eu le am cu soția mea, nu văd doar niște evenimente izolate, văd un pattern. Încep să văd un pattern. Încep să văd, stai un pic, dar pe tema asta ne-am certat și atunci, și atunci, și atunci, uite cum s-a comportat și nu a venit ea să se împace, numai eu m-am dus, ok, iată un pattern. Și patternul începe să fie o sursă de contrasens. Încep să apară mugurii unui alt sens. Deocamdată încă nu, dar nu evenimentele care contrazic sensul inițial îl schimbă, ci momentul în care vedem că ele se leagă într-o structură coerentă, atunci începem să problematizăm foarte tare sensul pe care noi l-am dat unei relații, unei ideologii, atunci începe să problematizăm. Comuniștii care s-au deconvertit, care și din comunism au început să spună că atunci când și-au dat seama că stai un pic, nu sunt niște atrocități izolate, sunt esență a comunismului, aceste suprimări de libertăți, e în esența lui. Atunci au început să-și construiască contrasensul. Să spună, nu, nu, comunismul ăsta nu mai e ce credeam eu că este. Și atunci au început să aibă o criză de sens. Și criza de sens e foarte greu de trăit. Pentru că te duce la anxietăți, te duce la depresii, te duce la nesiguranțe. Echilibrul tău emoțional are de pierdut, valoarea ceea ce faci tu nu mai există. Asta am spus despre sens, da? Dă valoare, dă echilibru emoțional, dă posibilitatea de a te asocia cu alții care au aceleași scopuri sau aceleași idei ca și tine, același sens ca și tine, pierzi toate beneficiile pe care sensul pe care tu l-ai avut ți-l dădea. Le pierzi și atunci e greu. Intri în tot felul de dezechilibre emoționale, cum am spus, tot felul de relații tensionate cu cei din preajma ta. E traversarea deșertului, e foarte greu. Și apoi, dacă ai o șansă, începi să construiești noul sens. Așadar, noul sens, adică îți dai seama că și alte lucruri sunt importante în viață, relația aceasta de căsătorie din care ai ieșit e dureroasă, ai pierdut sens, te-ai simțit devalorizată, ai simțit că nimic din ce ai făcut nu a meritat, dar acum începi să-ți dai sens,
și începi să-ți dai seama că, ok, ai divorțat, dar uite, să-ți crești copilul are mult mai mult sens și te dedici mult mai mult acest lucru. Să te investești în activitatea profesională începe să aibă iarăși mai mult sens. Deci ce facem? Încercăm să exploatăm alte resurse de sens ca să construim un nou sens. Și procesul se repetă. Așa că ce vedem noi aici? Că construcția sensului e un proces. E un proces pe care îl face creierul nostru cu reprezentările mentale. Și după aceea el aici greșește. El spune că sensul e al lucrurilor. Nu. Sensul e al reprezentărilor pe care le avem noi despre lucruri. Avem un câine real, avem un desen despre câine. Desenul despre câine reprezintă foarte bine câinele, dar nu latră. La fel, faptul că cum văd eu lumea, și ați văzut cum o construim, adică nu e o simplă reflectare, o construim, selectăm ce ne convine, ignorăm ce nu ne convine, reprezentarea aceasta despre lume, ea are sens. Noi spunem apoi că sensul e al lumii. Facem această, se numește, reificare a conceptelor. Luăm ceva ce e în minte și spunem că e în realitate. În realitate nu există sens. Sensurile sunt doar ale minții noastre, ale reprezentărilor și noi considerăm apoi că ele sunt ale referentului, ale realității pe care noi le reprezentăm. Este ca și cum am crede că imaginea de câine, desenul de câine și latră. Nu? Nu latră. Ok? Dar acolo e mai simplu să ne dăm seama asta. Deci vreau să zic, viața n-are nevoie de sens. Nici viața n-are nevoie de sens, e un prealabil pentru sens. Din cauza că trăim, putem să avem și sens. Uneori oamenii se încentrează pe fericire și vor să fie neapărat fericiți. Dragii mei, sensul e mai important decât fericirea. Nu poți să ai o fericire durabilă dacă n-are sens. Poți să ai o fericire pasageră, bagi droguri în tine, iei nu știu ce substanțe, ai o plăcere, n-ai o fericire. Fericirea presupune că ceea ce îți produce ție bucurie are și sens. Grecii numeau asta eudemonie. Era o fericire în care simți sensul. Nu o plăcere fizică pe care o poți dobândi prin nu știu ce substanțe pe care le iei. Nu? Și atunci, toate astea trebuie să ne facă să înțelegem un lucru. Că întâi de toate e viața. Viața e precondiție pentru sens. Iar sensul e o precondiție pentru fericire. Noi suntem mereu cu capul în fericire și vrem să fim fericiți. Greșit. Înainte de a vrea să fii fericit, ar trebui să vrem să avem sens. Și înainte de a avea sens, trebuie să trăim. Viața e Dumnezeu, Dumnezeu e viața, e deasupra oricărui sens. Da? Deci dacă ar fi să stabilesc o ierarhie, ar fi întâi viața, apoi sensul și abia apoi fericirea. E un pic invers decât gândesc oamenii acum, care spun fericirea, cu orice preț, întâi de toate, lasă-l. Sensul, n-are, nu cont, ce sens să fim? Avem noi sens? Nu, să fim fericiți. Greșit. Ne luăm un nou iPhone? Suntem bucuroși. Suntem fericiți? Nu, pentru că n-are sens. Pentru că aveam unul. Nu aveam neapărat nevoie de asta. Nu aveam nevoie de asta. Ok? Deci, n-are sens. Și așa că ne bucurăm un pic, așa cum ne bucurăm un pic de mașina, de care nu neapărat aveam nevoie, așa cum ne bucurăm. Ne bucurăm un pic, sigur, dar nu pe termen lung. N-avem cum, pentru că n-are sens. Bucuriile care sunt susținute de sens sunt cele care țin mai mult. Restul sunt pasageri. Deci, întâi viața, apoi sensul și abia apoi să ne gândim la fericire. Asta e primul lucru, prima implicație. Al doilea este că construcția de sens este întotdeauna ceva contextual. E o acțiune pe care o face mintea mea dă sens vieții mele, activităților mele, relațiilor mele. Când o dă? Într-un anumit context. Am un joc de Lego la mine aici. Sensul de puzzle, sensul acestei bucăți depinde de ce alte bucăți am. N-are sens în sine decât dacă o raportez la altceva. Și doar raportându-o la altceva începe să aibă sens, da? Deci, asta trebuie să înțelegem foarte clar. Trebuie să ne gândim de fiecare dată că construcția de sens este într-un context dat. Poartă marca
capabilităților noastre, cât ne duce capul într-un moment dat, care-i oferta culturală de sensuri, care sunt ideologiile care circulă prin societate, care sunt ideile, religiile, tradițiile, ce se spune despre ego-ul nostru. Ego-ul nostru trebuie tot timpul fotografiat prin selfie? Acum, da. Acum 15 ani? Nu. Dar acum e o nouă ideologie. Trebuie să te promovezi cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult. Nu? Deci, sensul a ce facem depinde de context. Nu e o întreprindere decontextualizată. Ideologiile adesea au devenit falimentare pentru că sunt construcții într-un context, s-a schimbat contextul și ele au continuat să pretindă că sunt valabile. De astea, ideologii extraordinar de bine construite, religiile, s-au prăbușit pentru că s-au schimbat contextele. E un alt context de viață acum față de pe vremea lui David. Mult diferit. Și e foarte greu să susții un sens când contextele s-au schimbat foarte mult. Și dar trebuie să înțelegem, orice construcție de sens e contextuală. Asta ce înseamnă? Că dacă e contextuală, din când în când trebuie să o revizuim. Odată la 10 ani trebuie să ne facem o revizie a sensului. Ajungem la un moment dat, cum am spus, să credem că viața trebuie trăită într-un anumit fel, că acesta este binele, acesta este răul, acest lucru are sens, lucrul ăsta nu are sens. Și suntem așezați în viață. Suntem mulțumiți de viața noastră. Ne întâlnim cu colegii de liceu și ne întreabă cum o ducem și noi spunem, bine, cum e viața ta? Bună, e ok. Numai că treptat se schimbă lucrurile. În 10 ani se schimbă multe lucruri. Întâi se schimbă corpul nostru. Nu ne place, dar se schimbă. Se schimbă mult corpul nostru în 10 ani și trebuie să ținem cont de corpul nostru, să vedem dacă corpul ăla mai duce sensurile pe care le ducea acum 10 ani. Mai e capabil? Mai e capabil să care sensurile pe care le-a carat acum 10 ani? Corpul nostru se schimbă, realitatea din jurul nostru se schimbă. Una e să ai copii de 10 ani, alta e să ai copii de 20 de ani. Una e să fii student, alta e să fii project manager. Se schimbă realitatea. Se schimbă industriile, dispar industrii, se schimbă sistemul politic, intrăm în Uniunea Europeană, se schimbă realitatea. Mai sunt valabile construcții de sens de acum 10 ani când era o altă realitate în jurul nostru și noi aveam un alt corp, când noi eram studenți și eram pe vremea lui Ceaușescu și nu aveam nicio șansă, așa că ne puteam urca pe masă și ne puteam turna vin în cap, pentru că nici nu merita să facem altceva mai bun, nu? Dar 20 de ani. Povestea este la 30, mai e valabil lucrul ăsta? Că s-a schimbat lumea? Și se schimbă și abilitățile pe care le-ai. În 10 ani se schimbă capabilitățile pe care le avem. Lucru care înainte nu le știam, acum le știm. Lucru care înainte ne entuziasmam când le rezolvăm, acum la 326 rezolvare nu ne mai entuziasmează. Și atunci e cazul să facem un pas înapoi și să începem să reflectăm asupra vieții noastre. Sensurile pe care le-am avut până acum mai sunt valabile și de acum încolo? Asta este un exercițiu de sănătate mentală, de igienă mentală. Așa cum ne spălăm pe mâini, ne spălăm pe dinți în fiecare zi, din când în când trebuie să facem și exerciții, nu numai de sănătate fizică ca acela pe care l-am menționat, ci de sănătate mentală. Să ne facem revizuirea sensului, nu foarte des. Din când în când, am spus, măcar o dată la 10 ani. Da. Așa că, dacă este o structură contextuală, ea trebuie revizuită. Al treilea lucru este că chiar dacă construim sensurile și sensurile sunt contextuale, nu sunt sensuri eterne, merită să construim sensuri, merită să facem mereu efortul de a da sens la ceea ce facem. Merită pentru că, am spus, beneficiile sunt mari. Dacă avem sens, ne reglăm mai ușor emoțiile. Dacă avem sens, ne dăm mai multă valoare la ceea ce facem. Dacă avem sens, ne putem întâlni cu alții care gândesc la fel cu noi mult mai ușor și putem face acțiuni conjugate. Dacă avem sens, putem să ne legitimăm investițiile, costurile pe care le plătim în fiecare zi cu viața noastră, cu oboseală, cu nervi, cu stres. Totul devine justificat, investiție care merită. Deci avem mai multe beneficii decât costuri când construim sensul. Avem și costuri pentru că adesea putem să pierdem diverse alternative care sunt poate mai bune decât ale noastre, da? E ca și cum am merge la supermarket. Sunt atât de multe alternative, așa sunt și sensurile acum. Nu, lumea asta nu e într-o... Nu e o lume în care să fie o penurie de sensuri. E o lume în care este o inflație de sensuri. Doar că ele sunt
foarte individualizate și fiind foarte multe, sunt foarte relativizate și cu tot mai puțină valoare. Dar, și atunci, sigur, apare costul de oportunitate. Dacă tu alegi sensul tău, te gândești, dar dacă nu cumva altă alternativă ar fi fost mai bună, nu? Ca și la supermarket, când alegi un produs, te gândești mereu, având mai multe alternative, dacă nu cumva ar fi fost mai bună, mai bun alt produs. Când ai mai puține alternative, satisfacția alegerii e mai mare. Dacă eu am de ales între trei produse, aleg unul, am două costuri de oportunitate, am pierdut două produse. Dar dacă eu am 30 de produse și trebuie să aleg tot unul, am 29%, 29 de costuri de oportunitate. Mi-e mult mai greu să trăiesc costurile de oportunitate, că sunt mai mari. Cu cât am mai multe alternative, cu atât mi-e mai dificil alegerea. Deci avem costuri, pentru că construim sensuri, dar beneficiile sunt mai mari decât costurile. Cu o singură condiție și cu asta termin cât mai repede pot. În 5 minute. Cu o singură condiție. Să avem așteptări, să avem așteptări realiste. În anii 30-40 era un logician, se numea Gödel. A scris două teoreme geniale de limitare. Și așa se numesc teoremele de limitare ale lui Gödel. Ce spun aceste teoreme? Spun că el se referea la axiome, la axiomele care definesc aritmetica. Dar hai să simplificăm. El spunea că întotdeauna într-un sistem de axiome există niște întrebări la care n-ai răspunsuri. Deci, altfel spus, sistemul nu e complet. Nu există sisteme complete. Și mai spunea el, dacă vrei să demonstrezi non-contradicția, adică coerența unui sistem de axiome, atunci trebuie să te folosești de alte axiome. Mai simplu spus, simplificând tot, un sistem, o viziune despre lume, un sens, nu poate fi în același timp și complet și necontradictoriu. Ori e complet, dar atunci e contradictoriu, ori nu e contradictoriu, de atunci e incomplet. Revin la bucățile astea de puzzle. Ori avem un puzzle în care toate lucrurile care le avem se potrivesc, dar ne rămân unele care nu se potrivesc niciunde. Deci puzzle-ul are lucruri despre care nu poate să spună nimic, ca și cum am avea niște întrebări pe care o ideologie, un sens pe care îl avem, nu le oferă răspunsuri acelor întrebări. Deci e incomplet orice construcție de sens pe care o avem, e incompletă, mereu rămân întrebări fără răspuns. Sau, dacă ne construim un sens, mai ales pe o bucată mică, nu știu, pe căsătorie, pe creșterea copiilor, pe job, pe o bucată mică, nu pe viață. Nu vrem să vedem care e sensul vieții noastre, vrem să vedem care e sensul carierei noastre. Vrem să vedem care e sensul rolului nostru de mamă. Atât. Pe o bucată mică putem să ajungem la a avea toate răspunsurile la întrebările pe care ne le punem acolo. A avea un sistem de sens complet. Dar o să apară contradicții. O să apară inevitabil contradicții între unele întrebări, unele răspunsuri și mai departe. Deci, trebuie să construim sens, dar trebuie să ne spunem, să înțelegem foarte clar că nici din punct de vedere psihologic, nici din punct de vedere logic, nu vom putea ajunge niciodată, din start, prin definiție, la un sistem de sens care să fie în același timp și complet și necontradictoriu. Nici o religie, nici de acum, nici în viitorul, nici o filozofie, nu va putea să ofere o viziune despre lume care să fie completă, să ofere răspunsurile la toate întrebările, să abordeze toate aspectele lumii și în același timp necontradictorie. Ori e completă, dar atunci e contradictorie, cum e religia creștină, de exemplu, e completă în sensul că acoperă toate dimensiunile vieții, dar sunt contradicții mari. Ok? Să nu ucizi, bun, dar de ce ne ucidem totuși dușmanii? De ce facem tot felul de războaie? Din moment ce să nu ucidem? Războaiele totuși sunt permise, dar totuși să nu ucidem? E o contradicție deja, nu? Deci ori avem un sistem complet, dar atunci dacă e complet el e contradictoriu, ori avem un sistem necontradictoriu, coerent, dar atunci nu e complet. Și asta ne spune Gödel. Și asta e o chestiune care ține de logică și prin extensie de tot ceea ce se poate transpune în logică.
Prin urmare, e valabil și pentru construcția de sens. Și, în fine, aș mai fi vrut să mai spun ceva, dar mă opresc aici. În fine, cum traversăm crizele de sens? Pentru că inevitabil intrăm în crize de sens, ați văzut. Construcția de sens e un proces, da? Construim un sens, îl apărăm, după care se tot acumulează date care arată că nu-i sensul bun, încă îl apărăm, dar la un moment dat se leagă toate datele alea într-un pattern și atunci începem să deconstruim sensul și în momentul acela intrăm într-o criză de sens și trebuie să ieșim din criză, să traversăm deșertul. Ce ne ajută în traversarea deșertului? Criza de sens doare. Te simți complet devalorizat. Ceea ce avea valoare, pare că nu mai are valoare. Nu? Ești dereglat emoțional. Cum traversăm mai ușor deșertul? Două lucruri ne trebuie. Unu, un portofoliu diversificat, ca și cu banii. Dacă ai banii puși în mai multe valute, dacă se prăbușește una, celelalte compensează. La fel și cu sensurile, trebuie să construim mai multe surse de sens. Să avem mai multe lucruri pe care, nu numai pe carieră, ci și pe familie. Nu numai pe familie, ci și pe prieteni. Trebuie să avem mereu un portofoliu diversificat de surse de sens. Dacă una se prăbușește, nu o ducem bine, e rău, da, dar ne agăsăm de alta. Cât de cât, până trece. Și începem iar să construim sensul. Ok? Deci ne trebuie un portofoliu diversificat de surse de sens. Și ne trebuie rutine cotidiene. Ne trebuie să avem niște obiceiuri pe care ni le constituim încă atunci când ne duce capul, când încă avem resurse, ne trebuie niște tabieturi, niște reguli foarte clare de viață. Pentru că atunci când intrăm în criză de sens, cădem. Dar până acolo cădem, până la automatismele noastre. Și automatismele noastre funcționează ca un fel de plasă de siguranță. Opresc căderea. Oprim căderea, da? Dacă avem automatismele astea. Dacă eu am obiceiul de a mă bărberi în fiecare dimineață la 7, probabil că eu ajung să intru într-o criză de sens, dar totuși mă bărberesc la 7. De ce? Nici eu nu mai știu de ce. Dar e un automatism pe care l-am făcut de atât de multe ori, încât el vine și spune, mă doare încă de criza ta de sens, trebuie să-l faci. Și având rutinele astea pe care le facem, traversăm mai ușor deșertul, criza de sens. Rutinele, abandonul în rutine cotidien nu e un sens în sine, dar face mult mai suportabilă lipsa de sens. Ne oferă bufferul de care avem nevoie ca să construim noul sens. Și asta e important, așa că gândiți-vă la lucrul ăsta. Și vine un ultim sfat. Cred că suntem prea centrați pe noi când construim sensul. Cred că din când în când, așa cum e în tehnice narrative sau în muzică, o tehnică a contrapunctului, din când în când trebuie să încetăm să ne luăm prea în serios nevoile, interesele, pasiunile, dorințele. În definitiv, cine naiba suntem noi ca să ne luăm atât de tare în serios? Hai să încercăm din când în când, că nu putem altfel în lumea asta în care trăim, din când în când să avem un ușor dispreț față de noi înșine, să nu ne prețuim foarte tare, să prețuim ceva ce e deasupra noastră. Ceva care, acel ceva ne dă nouă valoare, nu noi îi dăm valoare. Da? Ceva ce e deasupra. Poate patria. Poate altceva. Poate Dumnezeu. Poate patria și Dumnezeu. Poate un cod de etică care este deasupra noastră, pe care noi îl respectăm chiar cu prețul de a ne pierde viețile sau chiar cu prețul de a avea foarte multe costuri. Din când în când trebuie să ne lăsăm să fim mai puțin importanți, să ne decentrăm de noi. Mi-aduc aminte de în Biblie este scena aceea în care vin mulțimile la Ioan și spun, tu ești Hristosul, tu ești Mesia. Și spune, eu nu sunt Mesia. Dar eu îi pregătesc calea și îi netezesc cărările. Fascinant! Din când în când trebuie să ne abandonăm, să nu mai credem că avem vreo valoare, să ne facem cât de bine treaba, să pregătim cuiva calea, să netezim cuiva cărările. Cine e acel cineva?
poate o ființă de geniu, poate o altă ființă, dar să nu mai stăm tot timpul centrați pe noi, da? Să pregătim cărările pentru altcineva. Bun, asta e. Mulțumim, mulțumim tare mult, domn profesor, și suntem încântați de ce am auzit. Ceea ce e interesant, noi vrem să avem cel puțin două valori. O valoare este să învățăm de la practicieni și a doua valoare e să fim într-un spirit de dezbatere în care putem avea păreri diferite și în care putem asculta păreri de la mai mulți oameni. Când e vorba de practicieni, nu știu dacă știți, cea mai faimoasă școală de business din lume este Harvard și ce îi definesc e faptul că atâta timp cât ești în școală, vei face foarte multe case study-uri. Înțeleg că un absolvent de Harvard trece prin câteva sute de case study-uri ca să învețe teoria. Ei bine, în seara asta, mă bucur să avem aici pe Don, care este absolvent de Harvard și ceea ce va spune el, mie mi se pare că e un fel de case study la ceea ce am auzit până acum ca și teorie și de aia sunt foarte încântat. Așa că vreau să-l invit pe Don în față. Cum spuneam, a făcut un MBA la Harvard, a fost partener în Silicon Valley la Delphi Ventures, board member în mai multe companii și în același timp investitor, filantrop, iar în România are mai multe proiecte, printre care și Press One. Așa că împreună, haideți să-l primim pe Don Lothrop. So, welcome, Don. Great to have you here. Great. And we were discussing before, that this is more like a case study, because we heard a great theory and the framework, and actually what I'd like to give you is the chance to tell us a bit your life, your background, and what you've been up to. Okay. I'm going to try to be brief. My story in a nutshell is a fat little red-headed boy who was good at nothing. O să încerc să fiu scurt. Povestea mea este a unui băiat roșcat care nu era bun la multe lucruri. Who ended up running a Silicon Valley venture capital fund at 35 and retiring at 42 with more money than I ever could spend. Care a ajuns prin oportunități să conducă un fond de investiții în Silicon Valley la 35 de ani și să se pensioneze la 42 de ani cu mai mulți bani decât ai nevoie să cheltui într-o viață. I lived a very different life than what Mircea's lived. Am trăit o viață foarte diferită decât a lui Mircea. I witnessed the power of American private investment, ability to change the world through technology. Am fost martor la puterea investițiilor americane de a schimba lumea prin bani și prin tehnologie. I, as a member of the American baby boomer generation, are the wealthiest generation in human history. Collectively, we have $30 trillion. Și ca și membru al generației baby boomers, am avut șansa să fim cea mai bogată generație din lume, care împreună deține peste 30 de miliarde de trilioane de dolari. 30 de mii de miliarde. I also witnessed the downside of a culture obsessed with greed and growth. În același timp am fost martor și la dezavantajele unei culturi obsedate de bani și de creștere. In September I attended the 30th reunion of my class from Harvard Business School. În septembrie am fost la cea de-a 30-a reuniune a absolvenților Harvard din anul meu. In one of the common themes among my classmates is none of our children respect the body of work in our life. Și o temă comună pe care am auzit-o la colegii mei de la Harvard e că niciunul dintre copiii noștri nu respectă munca și ceea ce lucrurile de care au beneficiat de pe urma ce am făcut noi. We've created a toxic food system. Am creat un sistem de hrană toxică, nesănătoasă. A healthcare system where our kids can't afford to have a baby.
un sistem de sănătate în state unde copiii noștri nu își permit să aibă un copil pentru că sunt costuri foarte mari. In the greatest source of climate change and pollution is American consumerism. Și cea mai mare sursă de schimbări climatice și de poluare este consumatorul american. So I lived the American dream and found out it did not satisfy. Deci am trăit visul american și am ajuns să aflu că nu te mulțumește. I happened to witness the change of a father between the age of 35 and 55 when he became not a religious person but a person of real faith. Your father? My father. Am stat și am observat lângă el pe tatăl meu care între 35 și 55 de ani a devenit un om care a început să aibă o credință reală. So at 42 I decided to take the or ask myself a question, something that we didn't learn at Harvard, which is there a spiritual realm in which we live, or is everything things we see, hear, touch and feel? Și la vârsta de 42 de ani mi-am pus o întrebare care n-am învățat-o la Harvard, și anume că există o latură spirituală în viața asta sau totul se rezumă la ceea ce vezi, atingi, experimentezi? C.S. Lewis has a quote that has moved me. He says, history is not so much about bad people doing bad things. C.S. Lewis are un citat care spune așa, istoria nu e așa de mult despre oameni răi care fac lucruri rele. It's much more about good people trying to do good things, but they just don't turn out too good. Și despre oameni buni care încearcă să facă lucruri bune, care cumva nu ies tocmai bune. So the second half of my business career was trying to do something good. Deci a doua parte a carierei mele în business a fost despre încercarea de a face ceva bun în viață. Ironically, the second half of my business career began on a flight home from Romania on January 2004. Și în mod ironic, a doua parte a vieții mele în business a început în timpul unei călătorii spre SUA din România în 2004. My plane on the way home had a terrorism incident. Pe avion a avut loc un incident terorist. I was in the news, and most of the CEOs of companies that I formed in Silicon Valley asked me if they could come to Romania with me. Și cumva m-a apărut la știri atunci, și mulți dintre directorii firmelor pe care eu le fondasem în Silicon Valley m-au sunat după aceea să mă întrebe dacă pot să vină cu mine în România. Today I lead a group of 45 American business leaders partnering with talented Romanians, trying to create businesses that have purpose and impact. Și astăzi sunt într-un grup de 45 de oameni de afaceri americani care sunt împarteneriate cu români și care încearcă să creeze afaceri aici, care au un scop și care au un impact. You know, purpose and impact are the guiding principles of my investing. Și pentru mine, modul în care investesc are de-a face cu scop și cu impact a ceea ce facem. So for one example, I'm the owner of a media company here in Romania called Press One. De exemplu, sunt fondatorul unei firme de media în România pe nume Press One. For 4 years we tried to build trust. Timp de 4 ani am încercat să clădim încredere. Now we want to stimulate a national discussion about the most talked about subject in American business and education. Și acum vrem să stimulăm o discuție la nivel național despre cele mai importante subiecte, cum ar fi educația. The subject everybody's talking about is the future of work and the future of education in a world where 75% of all the jobs in the world will either be completely or partially eliminated by robots and artificial intelligence. Și subiecte mari sunt cum arată viitorul muncii, cum arată viitorul educației într-o lume în care peste un număr de ani, 3/4 din slujbe vor fi automatizate sau preluate de artificial intelligence. So this is my 144th trip to Romania. Pentru mine, acum sunt în a 144-a vizită în România. I love it here. I love the culture. Îmi place aici, îmi place cultura. The struggle for dignity and change. Îmi place lupta pentru demnitate și schimbare de aici. And I'll stop with my story here, but I have a blog, donlothrop.com. If you go to Despre Mine, you'll see my story written in Romanian. Dar am un site, un blog, donlothrop.com, și dacă vreți să aflați povestea mea, mi-o găsiți acolo pe site.
So there's my story. Great. Don, second question I want to ask you, and this is not planned. We heard about the crisis in lives and what it means. And I happen to know that you went through a crisis yourself, because that change was through a crisis. Can you tell us more? What was the driver of the crisis, and in what way it changed you? Sure. Întrebarea mea este, pornind de la prelegerea de mai înainte, se întâmplă să știu că Don a trecut printr-o criză în viață, în momentul în care și-a schimbat prioritățile, și dacă vrea să ne explice cum a ajuns în criză și ce a schimbat criza în el. So part of the American dream, at least the Silicon Valley dream, is when you turn 40, you rationalize yourself that you made a bad marriage decision when you're in your 20s. You made what? Bad marriage decision in our 20s. Da, parte din visul american e că pe la 40 de ani începi să îți explici ție însuți că ai luat decizii proaste legate de căsătorie când erai de 20 de ani. And I was involved, got involved with a with another woman who I decided to spend the rest of my life with. I had 3 kids, ages 10, 9 and 5. Și atunci m-am implicat într-o relație cu o altă femeie decât soția mea și am decis să întrez viața cu ea. Și aveam atunci 3 copii de 10, 8 și 5 ani. And I had no answer for how I was going to control the damage in my kids' life when I left. Și în momentul în care am făcut pasul să plec, n-aveam niciun răspuns cum îi voi ajuta pe copiii mei să treacă prin criza pe care eu o cauzam în viața lor. And so the church I went to, started going to, prides itself as being a hospital for sinners. And the pastor had this prayer where, with what little faith I had, is, if Jesus, you exist, you have to come into my life now. Și eram într-o criză legată de copiii mei și biserica la care am început să merg atunci spunea că Dumnezeu există și că m-am învățat o rugăciune și anume să spun, Doamne, dacă existi, acum am nevoie să te văd în viața mea. So I moved out in January of 2003, and within 4 days I lost my ability to sleep. Am plecat de acasă în ianuarie 2013 și în 4 zile nu mai eram capabil nici măcar să dorm departe de familia mea. On January 24th of 2003, in June, I told my partners that I was stepping down leading Delphi Ventures. În iunie 2013 mi-am spus colegilor, partenerilor de la Delphi Ventures, un mare fond de investiții din Silicon Valley, le-am spus că nu mai sunt capabil să conduc și să continuu în poziția respectivă. Because I couldn't be a dad, travel around the world frequently, weekly, and start a new marriage. Pentru că nu puteam să le fac pe toate, să fiu tată, să călătoresc în fiecare săptămână în jurul lumii și să încep o nouă familie. 2 days later, the woman I was involved with came back from Machu Picchu and said into an email, I can never see you again, this is wrong. După 2 zile, femeia cu care eram în relație atunci s-a întors de la Machu Picchu dintr-o călătorie și mi-a trimis un mesaj și mi-a spus, ce facem, nu-i bine, nu te mai pot vedea niciodată de acum înainte, ne oprim aici. And so the first lesson I learned is, again, I'm not big on religion. I do believe that Jesus is a spirit, and that when you ask him in your life, you're not going to get what you want. Și nu sunt om religios, dar ce am înțeles atunci e că Dumnezeu există și dacă îi cer ceva, o să apară, o să se implice, dar nu neapărat cum te aștepți că o va face. If I hadn't have done that, I'd probably have raised, I raised Delphi 2, 3, 4, 5. If I hadn't have done that, I would have raised Delphi 6, 7, 8, 9. Și dacă nu făceam poate rugăciunea asta, până atunci am condus fondurile de investiții Delphi 2, 3, 4, 5. Dacă rămâneam acolo, mai conduceam poate încă 6 runde, 4, 5 runde de investiții. Yeah, maybe you can talk, how much is around? The point is, I'm glad it happened. Ce vreau să zic, mă bucur că s-a întâmplat așa și că m-am oprit atunci. Next question. Great. Ok. What were the biggest lessons you've learned in your career about being effective, based on also the initial. Deci întrebarea mea e, care sunt lecțiile legate de cum să fii eficient în carieră și să ții lucrurile în echilibru? So Daniel gave me these questions, so I actually wrote down the answers.
Da, câteva întrebări îți date în avans. I'm going to change them, don't worry. No, no. By far and away, the people I know who've been very successful are very, very good listeners. Very, very good listeners. Oamenii care au succes, în primul rând, sunt oameni care te știu asculta foarte, foarte bine. Building success in business is building successful relationships. Pentru că avea succes în afaceri înseamnă avea succes în relații. When you listen, you learn how to walk in the shoes of others, and when you can walk in the shoes of others, you can motivate people. Când asculți, te poți pune în papucii cuiva și dacă faci asta, poți să motivezi pe cineva. And almost all the answers to business issues lie within the minds and experiences of people who work in the business. Și aproape toate răspunsurile la probleme de business se află deja în mintea celor care sunt în acel business, care lucrează în acea firmă. So we just need to listen. Și nevoie doar să ascultăm. Secondly, simplify things when we speak. I've learned that people who talk a lot don't know what's important. Al doilea lucru, să vorbești cât mai simplu. Oamenii care vorbesc mult, de obicei nu știu ce e important. And I'm not joking. I work with Mitt Romney, and Mitt could sit in a room for 2 hours and wrap it up in 4 sentences. Am lucrat cu Mitt Romney, care e senator american, fost candidat la președinție în state, și Mitt putea să stea într-o sală 2 ore și la final să tragă o concluzie în 4 propoziții legate de ce s-a întâmplat acolo. The third lesson is that the leader sets the tone for everything in a company. A treia lecție este că liderul setează tonul pentru tot ce se întâmplă în companie. It's what we do, not what we say, that becomes the culture of our organization. Ceea ce facem, nu ce spunem, devine cultura firmei pe care o conducem. And lastly, there's a book called Grit, The Power of Passion and Perseverance. Și în ultimul rând este o carte pe nume Grit, care înseamnă perseverență, care vorbește despre cât de important e aspectul ăsta. It's a study of high school students in New York, and they followed them for 30 years. And the conclusion is, it's not how smart you are, it's not how hard you work, it's your grit and perseverance to never quit. Este un studiu longitudinal, peste 30 de ani, oameni care au fost urmăriți 30 de ani, și succesul n-a fost dat de cât de deștepți erau, cât de inteligenți erau, ci cât de perseverenți erau și cât de mult plăteau prețul pentru ceea ce aveau de făcut. Almost every great business in Silicon Valley didn't take off for the 15th year. That applies to Apple, it applies to Microsoft, it applies to Amazon. And aproape fiecare business mare din Silicon Valley a avut momentul de creștere fulminantă după anul 15 de la fondare. Se aplică la Apple, la Amazon și la altele. So, listen well, speak little. Who you are sets the tone. Ascultă bine, vorbește puțin, fă ce spui că ești și dă tonul. Okay, now a question, Don, about balance, because we're here talking about balance. What keeps you balanced now? What drives you? What relaxes you? What gives you energy and focus? Deci întrebarea mea este legată de echilibru. Pentru el, implicat în afaceri în continuare, ce îi dă echilibru, ce îl relaxează, cum stă echilibrat într-o viață foarte intensă? I think what drives me now, and it's part of what we're doing here in Romania, is what can happen when you get a whole variety of leaders. Ce mă motivează este ce se poate întâmpla când aduci la oaltă lideri foarte diferiți, kind of selflessly working together. Care pot să lucreze împreună în mod idealist. I know what altruist. We all know we've got about 12 American CEOs involved in a project here in Cluj called Colina Nouă. Avem 12 directori americani implicați într-un proiect în Cluj pe nume Colina Nouă. We all know what we can accomplish on our own. Știm fiecare ce putem realiza pe cont propriu. But we want to push the limits of what we can accomplish if we all work together. Dar vrem să împingem limita la ce putem realiza dacă lucrăm împreună în ceva. Because I think leaders working together can do things that we thought were humanly impossible. Pentru că atunci când liderii lucrează împreună, pot să facă lucruri care omenește sunt imposibile. We're only constrained by our pride and selfishness. De multe ori suntem limitați doar de aroganță și de egoism, în esență. So that's what drives me. Asta mă motivează. In terms of energy, I'm a huge creature of habits. În termen de energie, sunt un om al disciplinelor. And almost everybody I know
who's been really successful. We're kind of boring because we're creatures of habits. Și aproape toți oamenii pe care știu care au avut un succes foarte mare au fost oameni care au avut obiceiuri foarte clare în viață, niște rutine foarte clare. So I wake up at 5. Mă trezesc la ora 5 dimineață. I meditate in bed till 6. Meditez până la ora 6. I exercise from 7 to 8:30. De la 7 la 8 jumate fac sport, apoi lucrez până la prânz. I eat a salad for lunch. Mănânc o salată la prânz. Work in a coffee shop in the afternoon. Apoi stau într-o cafenea și lucrez de acolo. Visit my grandkids from 4:30 to 5:30. De la 4 jumate la 5 jumate îmi văd nepoții. Visit my mom from 5:30 to 6:30. De la 5 jumate la 6 jumate îmi văd mama. Have a light dinner at home. Apoi mănânc acasă o cină ușoară. In bed reading at 8. La 8 sunt pat să citesc. Asleep at 9:30. Și la 9 jumate mă adorm. So don't invite me to your house for dinner because I will leave at 9:30. Most cases. But there's a book, a very popular book now called Atomic Habits. Deci nu mă chemați la cină pentru că la 9 jumate eu plec. Este o carte foarte bună, se numește Atomic Habits. And I went to a leadership conference at a church, Holy Trinity Brompton in London. Și am fost la o conferință la o biserică Holy Trinity Brompton din Londra. And it was interesting whether it was the Archbishop of Canterbury, Tony Blair, Rick Warren, everybody started the day in the same chair in their home. They had a habit. Și l-am auzit pe Tony Blair, fostul prim-ministru, pe Rick Warren, pe arhiepiscopul de Canterbury, care toți spuneau că își încep ziua în același mod, în același scaun, făcând același lucru. And then and probably the quirkiest thing about me. Și poate cel mai ciudat lucru despre mine. Is the first hour in the morning. E prima oră de dimineață. I get up out of bed at 5:00. I get a cup of coffee and oatmeal and I come back to bed. Mă scol la 5, îmi fac o cafea, mă întorc înapoi în pat. I wake up every day with the same state of mind. Și încep fiecare zi cu același mod de gândire. I'm annoyed by all the emails, texts and WhatsApps that are going to be there for me when I turn on my phone. Sunt frustrat de câte mesaje, mail-uri, mesaje, WhatsApp sunt acolo când îmi pornesc telefonul. I lie in bed trying to solve all the issues of that day, often at the same time. Și stau în pat și încerc să rezolv toate lucrurile din ziua respectivă în același timp. And sometimes I get bothered by the fact that I gave up all my financial security to invest so much money in Romania. Și câteodată devin așa un pic frustrat că mi-am lăsat siguranța financiară în state ca să-mi investesc toți banii în România. But I read the Bible. I listen to the Bible actually. Citesc Biblia, de fapt, ascult audio Biblia. I pray, but I mostly sit in silence. Mă mai rog, dar de multe ori stau doar și meditez în tăcere. Because the spiritual thing that happened in me, that began to happen in me 15 years ago. Pentru că ce a început în mine acum 15 ani la nivel spiritual, it changes me every morning again. Mă schimbă în fiecare dimineață. And two words, the first word is grace. Este un cuvânt, grace, care înseamnă ceva nemeritat, har. Everything I have is because of where I was born and when I was born. Tot ce am eu este din cauza a când m-am născut și unde m-am născut. I was born in America. M-am născut în America. And I graduated when the stock market was college at 600. Am terminat facultatea când când bursa era la 600, Dow Jones. At 26,000 now. Acum e la 26,000. Asta a fost creșterea bursei de atunci până acum. And so the money I have, it's just grace. And, deci, I have the freedom. I get out of bed at 6:00 every morning like a butterfly. How cool it is I get to invest this money in Romania. Și banii pe care am îi din cauza faptului că m-am născut la momentul potrivit și la locul potrivit și mi se pare așa de grozav să am șansa să investesc din banii ăștia în România. And secondly, the second word is love. In the end, all that matters in my life is the love that my parents and grandparents gave me flowing through me into other people. Și al doilea cuvânt este dragoste și tot ce contează în viață este că am primit dragoste de la părinți, de la bunici și dragostea asta vreau să o las să meargă mai departe, să ajungă la alți oameni. I realize behind every email and in every meeting is a person who probably has bigger problems and more stress than me. Și îmi dau seama că în fiecare email și în fiecare ședință este un om care cel mai probabil a avut mai multe probleme și mai mult stres și mai multe greutăți decât mine în viață. In my form of love is simply try to empathize. In that when I do that, the business results are better. Și încerc să empatizez și când fac asta, și ca nivel de afaceri, lucrurile merg mai bine. Next question, Daniel.
Next question. Actually, what I'm thinking is to go to the formative tree. Also invite Mircea. Mircea, dacă te rog, mulțumesc tare mult, Don. Rămâi aici. Thank you so much, Don. You'll stay with us. Și planificăm să ne oprim la 8:30. Dacă avem acordul vostru, putem trece un pic și de 8:30. Intenția era să avem jumătate de oră de Q&A, întrebări care le primim de la voi din sală. Ne cerem scuze că suntem un pic în urmă, dar eventual dacă putea pune pe ecran, există un cont într-o aplicație unde se pot trimite întrebări. Acum avem deja câteva și voi începe cu întrebările pe care le-am primit până acum. Și o să încep cu una scurtă pentru Don și apoi o să revin la întrebări pentru Mircea. Don, we have a question for you that came from the audience. So the question is, can you please name 3 books that change your life? Ask the next. One thing I've learned, because everybody, the people who I depend on are introverts, and they always say, Don, think before you answer a question. Eu lucrez mult cu introvertiți și totdeauna spun, Don, gândește-te mult până când răspunzi o întrebare, dacă vreți să-mi o altă întrebare. When I, as my kids say, when I got dumped by this woman in June of 2002, I read a book a week for probably 4 years. So I have a lot to choose from. Deci după ce am fost părăsit de iubita mea în 2003 sau când era, am avut 4 ani în care am citit o carte pe săptămână. Deci am o listă foarte lungă de unde să aleg, așa că am nevoie de timp să mă gândesc legat de răspunsul ăsta. Ok, we'll come back to this. O întrebare pentru noastră. Care este atunci salvarea de și din individualism, acceptând că este o stare nocivă în prezent? Da, cred că s-aud, da. Cum am spus, individualismul acesta ne aduce și foarte multe beneficii. Nu e numai o parte de rău, e și o parte de bine. Creativitatea pe care o avem, inovația pe care o avem, toată versatilitatea pe care am dobândit-o în epoca modernă se datorează în mare măsură faptului că am încercat să ne valorificăm potențialul individual. De aceea cred că nu vom renunța curând la acest individualism excesiv, care însă ne aduce costuri foarte mari. Ce cred este, cum a spus, o tehnică a contrapunctului. Măcar din când în când să încercăm să ne subordonăm viața altor lucruri decât nouă înșine, unor idei care sunt, să zicem, mai perene, mai stabile decât suntem noi. Poate să fie o religie, poate să fie o filozofie, poate să fie un tip de politică, ceva însă care să ne aducă bine nu atât nouă cât celorlalți. Cred că șansa este de a încerca să facem mai degrabă bine pentru ceilalți decât bine pentru noi. Asta ar fi soluția de principiu, indiferent ce anume facem. Mai avem o întrebare ajutătoare la asta. Ați dat două exemple mai înainte, legat de comunism și creștinism și alte mișcări. Totuși, toate au problemele lor, înseamnă că toate sunt relative. Este aici o întrebare, că acest proces de reconstrucție a sensului este un joc fără final, așa pare. Nu există riscul ca să apară întotdeauna un nou sens? Așa e. Întotdeauna va apărea un nou sens. Pentru că mintea noastră construiește un sens într-un context dat, cu capabilitățile pe care le avem noi ca indivizi sau ca și comunitate la un moment dat, cu ofertele de ideologii sau de teorii care le are societatea la un moment dat, iar aceste lucruri se vor schimba, contextul se va schimba și va trebui să începem jocul de la început. Dar este exact cum e viața. Viața, ca să se perpetueze, trebuie să se schimbe mereu. Sensul, ca să se perpetueze, trebuie să acceptăm că trebuie să schimbe mereu. Este o iluzie să credem că peste ceva foarte fluid, cum e viața, putem să suprapunem ceva fix, care este sensul. Nu putem lucrul acesta. Nu putem să considerăm că există un sens unic, definitiv, deci static, a ceva fluid care se numește viață. Dacă sensul vrea să ține pasul cu viața, atunci va trebui să se schimbe mereu, așa cum se schimbă viața.
Mulțumesc. Domnul spune că și-a clarificat lista de trei cărți. So Don, you have the three books. So on my iPad, I've got a bunch of audiobooks, and so I actually know which ones I've read the most. Deci am pe iPad câteva cărți audio și știu ce am citit ultima dată. The first is The Spiritual Secrets of Hudson Taylor, and I mostly read chapter 13 over and over again, and I've read it over 200 times. You should say maybe who's Hudson Taylor. Hudson Taylor was a British missionary who went to China, and he basically wanted to test the promise when God says, ask and it will be done. Da, deci este o carte scrisă despre Hudson Taylor, misionar plecat în China, care a testat afirmația, cereți și veți primi. And he, one of his basic premises is that he will never ask for money. Și o premisă de la care a pornit el era să nu ceară bani pentru el, sau să nu ceară bani. In that you can, if there's such a, if God has work for you, if he created you for a purpose, he will bring you the money you need. Și teoria lui era că dacă este un scop pentru viața ta, Dumnezeu îți va da și banii de care ai nevoie ca să faci acel scop. The second, it's a similar story, George Muller, who's a German who moved to London and built the first orphanages in Bristol, England. A doua carte este despre John Muller, un german care s-a mutat în Anglia și a construit primele orfelinate. And the premise was he and the church would never ask anyone for money and we would watch God bring us the money to build what are now four massive structures in Bristol, England. Și omul ăsta a decis să nu ceară bani, să nu facă, să nu apeleze la fonduri din afară pentru bani și acum sunt patru instituții mari care există în Londra ca urmare a muncii lui. In my Romanian experience, I started these couple of our big investments here in Romania with my own money and I never asked anybody to invest. People just keep asking me. And so I really identified with this biblical premise, if you ask and it's in Christ's nature, it will happen. Și eu mă identific cu ei pentru că am pornit câteva proiecte în România, n-am cerut niciodată investiții de la alții, dar aceste lucruri au venit în mod natural de la alți oameni care au decis să investească împreună cu mine și cred că dacă ai un scop măreț, banii vor veni. Thank you. And the third book? Only two. Ok. Are doar două cărți. Ok. O altă întrebare. Cum se împacă echilibru viața profesională versus familie atunci când sensul este construit în jurul ambelor în contextul unor resurse limitate pe care le avem? Facem compromisuri sau optăm pentru una dintre alternative. Mereu construcția sau atașamentul față de un sens înseamnă costuri pentru celălalt. Asta nu trebuie să ne sperie. Mi-aduc aminte de replica unui scriitor rus. El compara viața cu Siberia. Spunea că viața e ca și Siberia. E foarte frumoasă, dar e foarte greu de trăit în ea. Asta e. E foarte frumoasă viața. Cu toate crizele de sens, cu toate compromisurile de sens pe care trebuie să le facem, cu crizele pe care le traversăm periodic. E foarte frumoasă, da. E greu de trăit în ea, dar e foarte frumoasă. Așa că asta trebuie să facem. Ok. Și încă o întrebare pentru noastră. Noi toți moștenim o lume gata înțeleasă. De ce putem înțelege? Sau de ce putem atribui sens? Nu pentru că realitatea totuși, în cele din urmă, are sens? Dacă realitatea în sine ar avea sens, atunci el ar fi cunoscut odată pentru totdeauna. Dacă însă credem în teoremele de limitare a lui Gödel, niciodată nu vom avea un sens care să fie și complet, adică să explice tot ce se întâmplă în lume, și necontradictoriu, adică să nu fie o contradicție între unele lucruri pe care le spune acel sistem și alte lucruri care le spune tot același sistem. Iar eu, sincer, cred mai mult în Gödel. Cred că nu putem să avem așa ceva, nu cred că există un sistem care poate să fie dintr-o dată definitiv, final și care se poate suprapune peste viață. Viața se schimbă. Ne place să credem că există ceva stabil. Ne face bine să credem că este ceva stabil. Dar cred că acest lucru este în contradicție cu viața însăși. E viața, dacă ar avea o voce, ar spune
nu accept un sens fix eu care nu sunt altceva decât schimbare. Nu accept așa ceva. Cum adică îmi dați mie un sens fix? Eu sunt schimbare permanentă. Cum să se potrivească cu mine un sens fix? Ah, că voi oamenii vreți sensuri fixe pentru ca să aveți voi stabilitate, echilibru emoțional, pot înțelege. Dar nu pot să accept lucrul acesta. Așa că cred că trebuie să fim mai atenți la ce ar vrea viața. Viața ar vrea un sens fix? Mă îndoiesc. Și o întrebare pentru amândoi, și acum îmi pare rău că vorbim și în română și în engleză, că o să fie greu să dialogați. Yeah, a question for both of ask you. Ask it in English, and then we shall answer in Romanian and English yes. together. So, a question for both of you. What are the biggest signs of when you start to, when you should start to reevaluate your balance of work and life, and how do you prevent it from getting out of hand? Deci, care sunt cele mai mari semne atunci când ar trebui să începem să ne reevaluăm echilibrul din viață și cum prevenim o catastrofă, cum prevenim o criză în privința asta? I don't think it's ever too early to start. Niciodată nu e prea devreme să începi să te gândești la asta. So I told Daniel that a friend of mine, Samuel Burke, just interviewed the CEO of Microsoft, who has never worked a weekend in his life. Un prieten de-a lui tocmai a luat un interviu CEO-ului Microsoft care și-a recunoscut că n-a lucrat niciun weekend toată viața lui. I rarely worked on a Saturday or Sunday. Eu lucrez foarte rar sâmbătă și duminică. But I had habits. Dar am obiceiuri. Every meeting has an agenda. Fiecare ședință are o agendă clară. It has a time limit. Are un limit de timp. I only invite people whose opinion I want. Chem numai oamenii a căror opinie contează. I mean, looking back at my life, I would say 70% of my efforts in Silicon Valley were wasted. Dacă mă uit în trecut, 70% din efortul meu când lucram în Silicon Valley a fost pe degeaba. So, I mean, there are lots of habits that we can create that help us work smart instead of just hard. Sunt foarte multe obiceiuri pe care le putem crea încât să lucrăm deștept, nu doar să lucrăm din greu. After every meeting, again, my Romanian partners don't do any of these things. There's a written agenda and there's a written summary of what we agreed on. După fiecare ședință, și asta nu se prea întâmplă în România, avem o agendă scrisă și avem concluzii scrise legate de ce am decis în ședința respectivă. In business, I don't think anything is dynamic unless it's written down. Cred că în business nimic nu e dinamic decât dacă este scris. Because your words just dissipate in the air at the end of the meeting. Cuvintele se disipă în aer și dispar. But when things are written down, they're there tomorrow, they're next week. Când lucrurile scrise rămân acolo, azi, săptămâna viitoare și în continuare. They're really dynamic when they're written into the bonus plan. Și sunt și mai dinamici atunci când lucrurile scrise în planul de bonus pentru manager. Seriously, when I was on boards, every CEO had their bonus was targeted on 3 goals. It's the most important decision we made every year. What are the 3 things the CEO's bonus is going to be tied to? But you can do that with employees at every level of a company. Când eram în board-uri de firmă în Silicon Valley, fiecare director de firmă avea bonusul dependent de 3 indicatori. Cea mai importantă decizie luată ca și membru în board era să decidem cei 3 indicatori care defineau bonusul acelui lider. Ok. Thank you very much. Cred că atunci când îți realizezi visul pe care l-ai avut cu niște ani în urmă și totuși nu ești fericit, atunci e semnul că ești într-o criză. Adică, de exemplu, ai visat că dacă ai o anumită poziție într-o corporație, dacă o să ai o mașină bună, dacă ai vilă, dacă o să ai 2 copii, dacă o să fii căsătorită și dacă o să ai și o piscină, o să fii fericit și ai toate astea, te trezești într-o dimineață, stai pe balcon, le contempli, toți prietenii spun că ar trebui să fii fericit și nu ești fericit, ăsta este semnul crizei. Atunci când, practic, ți-ai îndeplinit ceea ce ai visat, că dacă îți vei îndeplini, vei fi fericit și totuși nu ești, ăsta este semnul crizei. Atunci trebuie să începem să facem un review al sensurilor, să ne reproblematizăm asumțiile în baza cărora trăim viața. Oare mai sunt valabile acum acele lucruri pe care le socoteam de la sine înțeles în urmă cu câțiva ani? Ăsta este semnul crizei. Când împlinirea unui vis nu duce la fericire, înseamnă că am intrat în criză. Mulțumesc. Mai voi pune câte o întrebare pentru fiecare și ne pare rău pentru întrebările care nu primesc răspuns în seara asta.
Pentru dumneavoastră, considerați că sintagma Dumnezeu a murit a dat frâu liber relativismului modern prin acceptarea că autoritatea supremă a dispărut din viața umană. Cred că Dumnezeu trăiește câtă vreme noi credem în El. De aceea, dacă această sintagmă vrea să însemne că noi nu mai credem în El, atunci putem spune că El a murit. Nu cred că a fost de bun augur pentru civilizația umană. Nu cred că părăsirea unor valori transcendente care sunt deasupra individului e un lucru bun. Nu cred că părăsirea unor tradiții, părăsirea unor ideologii mari, unor religii, a unor idei transcendente, nu cred că e un lucru bun. Cred că trebuie să revenim, poate, când se vor adânci crizele determinate de individualismul nostru consumerist, va veni o generație care va reconsidera aceste valori transcendente, poate vor crea atunci o nouă religie sau noi ideologii, poate nu comunismul, poate nu patriotismul sau naționalismul, poate altceva, dar cred că numai așa ne putem salva de acest individualism consumerist prin valori transcendente care sunt deasupra noastră. Mulțumesc. Don, a last question for you. I think the average age here is around 30-something. If you were again 30-something, what would you do different from what you've done in your life? Întrebarea mea este, pentru că vârsta medie probabil că e pe la 30 de ani în sală, dacă ar avea din nou 30 de ani și ar fi în business, ce ar face diferit mergând înainte? What I wish I did at 35 was learn who I was. Ce mi-aș fi dorit să fi făcut eu la 35 de ani sau 30 de ani este să știu cine sunt. That I wasn't who my parents wanted me to be. Că nu eram ceea ce părinții vreau ca eu să fiu. I wasn't what my friends were doing. Că nu eram ceea ce făceau prietenii mei. And buying things wasn't going to make me happy. Și că a cumpăra multe lucruri nu urma să mă facă fericit. And I spent the entire decade of my 40s trying to figure out who I am and do I like myself. Și am petrecut un deceniu în anii 40 încercând să îmi dau seama cine sunt, dacă îmi place de mine. And there's a saying, you have to master yourself before you master other people. Și este o vorbă care spune că e nevoie să te conduci pe tine însuți înainte să conduci pe alți oameni. And that would be my advice to the 30-year-olds. Don't be the person, particularly who your parents wanted you to be. Be the person who you are. Nobody's a mistake. Everyone has a purpose. And it's always unique. Și sfatul meu ar fi să nu fii ceea ce vor alții să fii, caută scopul, caută identitatea și fiecare dintre noi suntem unici. Since I still have a mic. Yes. So, one of the things that stunned me at my HBS reunion, 33 reunion, is the contrast between millennials, and that would be that group between 29 and 39, who 60% of them buy products from companies who have a purpose and invest in things who have a purpose. My generation, it's like 20%. And so I would just applaud you in the millennial generation. Follow your instinct and have a purpose. Do not repeat what your parents did. Un lucru cu care am rămas de la reuniunea de la Harvard cu colegii mei este că generația millennials, cei care sunt acum între 29 și 39 de ani, 60% dintre ei investesc sau cumpără de la companii care au un scop, care au o misiune. În timp ce generația mea, doar 20% dintre noi cumpărăm sau ne uităm la ce valoare are firma când cumpărăm ceva de la firma respectivă sau când investim în ea. Și de aceea aplaud generația millennials pentru că e foarte important să cauți scop, semnificație în ceea ce faci. And one last thing. Daniel didn't ask, you asked me this question, why Romania? But da, I'm a, mai era o întrebare pe listă, de ce tot vine în România? But no, this is important. I spent my career in biotechnology and healthcare in Silicon Valley. Mi-am petrecut cariera în biotehnologie și în sănătate în Silicon Valley. 80 to 90% of our health is a function of where we live.
80 la 90% din sănătatea noastră depinde de locul în care trăim. 15% of our health is a function of our DNA. Only 15. 15% din sănătate este dependentă de ADN-ul nostru, doar 15%. We call it our gut, but from our stomach through our bowels, that it's about 3 meters. Is the home to 80% of our immune system. It's a home to 90% of the serotonin production in our body. Happens right down here. In America, we have completely screwed up the food system, the water, and the air, in that I think we're going to find out that what we've done to our health through what we eat is worse than what we've done to our lungs through what we smoke. In this region in Romania has extraordinary value in the basic elements that sustain life. And deci o să fac o traducere foarte simplificată, îmi cer iertare. Este că ce se întâmplă în intestinul nostru are mai mare impact asupra sănătății, asupra imunității, asupra endorfinelor decât ce până și ce respirăm. Și crede că America a făcut un damage, mai mult rău prin alimentația greșită din ultimele decenii decât fumatul. Și lucrul ăsta îl apreciază foarte mult în România, pentru că aici avem totuși o altă bază și un alt context în care trăim. Perfect. Okay. It's such a struggle here, I know, to get some basic things right, that it's easy not to look into the future. But boy, this land and this culture has so much going for it. Deci e greu să vedem lucrurile bune din România, dar dacă stăm să ne uităm la ele, există, și țara asta și locul ăsta are foarte multe lucruri bune care inspiră ceea ce urmează să se întâmple în viitor. Ok, vă mulțumesc tare mult. Thank you so much, Don. Mulțumesc tare mult, domn profesor.